Evident că eu n-am fost de mult, cred că, în Târgoviște. Nici nu mai știu exact ce v-am făcut. Poftim? Ce am făcut ultima oară? Ceva despre karma, parcă. Nu, am vorbit despre cauzele suferinței. Cauzele suferinței. Ok. Bun. Și astăzi avem o temă de asta cu lumina și întunericul, nu? Băi, e grele astea. Aceste ne doare? Bun, hai să luăm sistematic. Începem cu partea științifică sau cu partea spirituală? Hai să începem cu partea științifică, pentru că nu mă cunosc și... astăzi mi-a venit ideea asta când stăteam de vorbă cu o doamnă și n-am mai vorbit de mult de treaba asta, și anume... tot auziți spunându-se totul în universul ăsta este energie. Da? Perfect. Dar eu să vă spun că totul în universul ăsta e materie. Greșesc? Nu. Bun. De ce? Pentru că această energie are și componenta materială. Și o să plec de la... E un lucru care o să ne ajute și în mâine. Așa că o să o reau mâine, pentru că am înțeles că repetiția este mama învățării, deci o să o auziți și mâine pe asta, ca să fiu sigur că o rețineți. Și plecăm de la partea științifică, ca să nu mai zică lumea că noi nu știe. Noi știe bine și puțină știință. Și eu am ajuns la concluziile pe care le scriu în cărți, pe calea științei. Și în anii 2000, o spun și pentru colegii mei, am văzut niște comentarii la un moment dat apropo de medicina alopată și le-a făcut niște oameni care habar n-au știință. În anii 2000, un medic, de fapt nici măcar nu era medic, dacă vreți să știți, era psihanalist, a luat premiul Nobel pentru medicină când a demonstrat principiul transferului. Cei care sunt psihoterapeuți, astăzi am avut foarte mulți psihoterapeuți, cred că de asta m-am și gândit la asta. Și am avut mulți psihologi, cred că de asta m-am gândit la treaba asta, că nu am să aminte de foarte mult timp de treaba asta, pentru că stătea la baza lucrării mele de doctorat, care vroia să fie lucrarea de doctorat, n-am mai fost aici tata cu psih. Și în această lucrare, respectivul domn demonstrează că transferul ce înseamnă? Când stai de vorbă cu un om, a stat de vorbă cu oameni și a preluat stările? Ei, acest proces prin care preiei starea unui om, că e vorba de ideații, că e vorba de sentimente, că e vorba de instinct, se numește transfer. Ei, acest psihanalist a demonstrat că transferul ăsta de psihanalist s-a apucat de cercetare și a demonstrat că acest transfer se face cu informație, energie și, foarte important, materie. Adică putea fi cântărită. Sunt foarte multe experimente care s-au făcut de genul ăsta, inclusiv pe șoareci, și s-a demonstrat că până și substanța reticulată, în timpul anumitor procese, își pierde din greutate și se transferă la alte vieți viitoare. Mă rog, e vorba de transfer de informație, energie și materie. Pentru asta a luat premiul Nobel. De ce vă spun treaba asta? Ca să înțelegeți că orice legătură, orice transfer între noi, între oameni, se face cu particule, informație și energie. Conform celor trei lumi. Noi trăim, de fapt, într-un univers, universul material, care are aceste trei componente. Lumea materială, sunteți conștienți de ea? Toată lumea? Mă rog, cine nu, are o problemă de psihiatrie, da? Lumea energetică, sunteți conștienți de ea? Mai ales băieți. Unde, telefoane? Ok. Doamnele mai puțin. Doamnele sunt conștiente de partea telepatică, știți? Că nu prinde pe soț că minte. Dar, deci partea energetică și partea spirituală. Există și această parte spirituală a lumii. Știți că până și asta s-a demonstrat?
prin anii 1985, în anul morții, parcă lui Nichita Stănescu, un cercetător rus a demonstrat că sufletul are masă. Și a avut o poezie care s-a intitulat parcă 28 de grame. Cât? 28 de grame. Deci s-a demonstrat că până și spiritul are o masă. Foarte interesant. Bun, de ce am plecat de la treaba asta? Ca să înțelegem că absolut totul în universul ăsta are la bază niște particule. Ok? Să știți că nu degeaba caută cercetători în Elveția particula lui Dumnezeu. Există o particulă care stă la baza tuturor lucrurilor. Mă rog, ăștia îi spun particula lui Dumnezeu. Este o particulă. Paradoxal este că această particulă care stă la baza tuturor lucrurilor este aceeași. Să zicem, am un bec. Asta nu îmi susține teoria, ba din contră. Pentru că becul nu poate să emită întuneric. Înțelegeți? Becul este doar stins sau aprins. De asta se face greșeala să creadă că întunericul este lipsa luminii. Când am terminat Atacul Psi, să știți că primul, când am publicat-o, primii care m-au contactat n-au fost medicii, n-au fost psihologii, au fost fizicieni. Și unul dintre ei mi-a venit și m-a întrebat, domnule doctor, vreau să stăm de vorbă, zice, vreau să-mi spuneți de unde știți că există energia K. Adică ciu greu. Și am explicat. Mă ocup de arte marțiale, de știu ce înseamnă încărcare cu întuneric. Fac terapie, de știu ce înseamnă să curăț întuneric. Și atunci, evident că simt întunericul. Dar de unde știți voi că există energia K? Păi zice, noi am descoperit că există această energie, întunericul, că tot universul material este plin de întuneric și la ora actuală marea majoritate a fizicilor, marea majoritate, mă rog, cei care sunt preocupați de începuturile universului studiază energia K. Pentru că nimeni nu știa ce înseamnă, de fapt, găurile negre. Bun. Din perspectivă spirituală. Deci, am ajuns la concluzia că avem, tot un univers este format din particule, informații și energie. Deci s-a demonstrat asta numai. Acum trebuie să vedem nivelurile de vibrații. Ce înseamnă nivelul de vibrații? Tot universul ăsta este vibrație, da? Și în funcție de frecvența acestei vibrații, de frecvență, evident că avem grade de manifestare a energiei. Și avem ce? Toate untele electromagnetice. Și avem de la cele mai joase până la cele mai înalte. Evident că în universul spiritual, totul fiind în concordanță cu universul material, avem aceleași lucruri. Să știți că nu există o diferență între ce înseamnă spiritualitate și planul material. Noi le despărțim. În realitate, lumea spirituală și lumea materială se întrepătrund. Îmi dați un exemplu cum se întrepătrund în lumea noastră? Lucruri care există în planul material, dar există și în planul spiritual? Culorile. Culorile. Sunetele. Sunetele au vibrație în funcție de nivelul spiritual. Așa, deci muzica poate să existe, să fie ca poartă, să fie o poartă către lumea spirituală de sus. Sunetele pot să fie o... Ați ascultat și vor Rammstein? Da, pentru cei care nu știu, este o melodie a unei formații rock care te duce la minus 40, deci direct în anticeluri. Sunt mai multe. Bun.
Deci, avem energii de la cele mai joase frecvențe la cele mai înalte frecvențe. Și pe vibrațiile astea există, evident, particule. Evident, s-au făcut niște cercetări în ceea ce privește spiritualitatea. Și cum s-au făcut? Evident că cei mai apropiați de treaba asta au fost neurologii. De ce? Pentru că ei studiază creierul. Și studiind creierul, îi interesa ce se întâmplă cu un creier în momentul în care apar stările modificate ale conștiinței. În literatură le găsiți ca stări modificate. Dar, sau stări alterate ale conștiinței. Dar eu nu sunt de acord. Pentru că un om poate să aibă o stare de asta modificată a conștiinței fără să fie alterată, că nu-i bolnav, nu-i stricat la cap. E modificată. E o stare alfa, e o teta, e o stare de extaz. Dar nu este alterată. E pur și simplu o altă stare. Și există această legătură între stările modificate ale conștiinței și frecvențe. Până și vibrația creierului conduce către o anumită stare. Adică, dacă sunt într-o stare, o anumită vibrație, dacă înduc creierul în starea respectivă, evident, ating starea aceea. Să știți că nu întâmplător sunt muzici de un anumit tip, pentru că induc o anumită stare. Nu știu dacă vă e clar. Adică, până și muzica bizantină este într-un anume fel pentru că produce o anumită stare. Te duce o anumită, o anumită frecvență a creierului și deci automat duce. Bine, asta combinat cu lumina, combinat cu tămâia, combinat cu, automat produce o anumită stare. Bun. În realitate nu există lumină și întuneric. În realitate există trecerea de la o anumită manifestare a energiei la altă formă de manifestare a energiei care se întrepătrund. Nu există alb și negru. Există griu. Există tonuri. Există nuanțe. Există vibrații. Și există toată paleta de vibrații. Noi nu facem altceva decât să ne racordăm într-un anume fel la vibrațiile respective. Bun. Universul. Eu nu mai știu dacă aici am vorbit despre Universul, despre cum s-a făcut Universul. Deci nașterea. Există mai multe mituri care duc la... care pun, mă rog, vorbesc despre nașterea Universului și sunt foarte apropiate de, până și de geneza biblică. Evident că, sper că mai e cineva care crede că a făcut Dumnezeu lumea 7 zile. Știți că ați văzut procesul maimuțelor? Poftim? N-am înțeles. N-am înțeles. Bun. Ideea este că nu. Soarele apare în ziua a treia, parcă. Așa că nu exista zi, noapte, până atunci. Ideea este că ceea ce apare biblic este faptul că Moise a văzut, având acces la axa timpului, a văzut în 7 zile evoluția Universului. Dar asta erau miliarde de ani pe care a văzut pe scala, adică el a văzut în 7 zile tot ce a făcut Dumnezeu în miliarde de ani. Nu știu dacă e clar ce vă spun. Pur și simplu a meditat și a fost și a început dimineața și a ajuns seara și a văzut asta. Și după aia a văzut asta și după aia a văzut asta. Nu înseamnă că a făcut Dumnezeu lumea în 7 zile. Bun. O să mă întrebați pe ce mă bazez. Eu nu mă bazez pe nimic, mă bazez pe propriu-zis, ci pe o experiență personală. Experiența personală te face să poți să... să tragi niște concluzii. Experimente. Din păcate, dintr-o anumită perspectivă, suntem pionieri.
Și asta pentru că nu s-a, cum să zic eu, nu s-a făcut o școală spirituală. Și cel puțin noi nu avem o școală spirituală, nu s-a îngăduit. Și atunci lucrăm oarecum empiric. Bun. Când m-am apucat eu de ceea ce sunt, tot ce fac eu în terapie, nici măcar nu mă gândeam că o să fac terapie efectiv, să lucrez pe boli. Eu am plecat inițial lucrând pe tot ce înseamnă dezlegări de magie, de atac psi. De ce? Atacul psi este științific. Pot să spun că vorbeam despre treaba asta astăzi. Când m-am dus eu să iau lucrarea asta de la o doamnă profesoară, de o psihiatră care, mă rog, era șefa școlii de psihoterapie, psihanaliză, și aveam nevoie de lucrare pentru ca să trec în bibliografie, am fost întrebat, bine, m-a întrebat ce lucrare vrei să faci și am zis atacul psihic între știință și magie și a zis bine, zice, dacă vrei să faci asta lucrare, spune-mi într-o frază ce la un atac psihic. Și am zis proiecție concentrată în punct. Adică, proiecție înseamnă că eu am capacitatea să proiectez o energie, un gând. Doi, în punct înseamnă că pot să o concentrez într-un singur punct. Și asta era tot. Evident, se bazează pe principiul transferului și a întrebat, atât de simplu? Zic, da, zic, e foarte simplu. Și un alt coleg de-al meu m-a întrebat, bine, dacă ești atât de bun, demonstrează-mi într-o propoziție cum, ce este aceea magia. Și am zis, mă, zic, crezi în telepatie? Și a zis, da. Bun. Există, e demonstrată științific, mă rog. Și zic, perfect. Magia este un act telepatic, unilateral, de transmitere a unui gând negativ. Bun. Atât de simplu, atât de simplu. Ceea ce face ca un act să fie pozitiv sau negativ, este vorba de intenție. Eu lucrând prima oară pe tot ce însemna atacuri psi, evident că am început să înțeleg cum funcționează un atac psi, ce înseamnă o proiecție, ce înseamnă un program, dar mai ales am început să înțeleg substratul. Și anume, și aici rămâne celebră, de obicei când se practică un anumit tip de magie, se duc doamnele acelea cu multe fuste, da? Într-un loc unde sunt 7 izvoare, dacă vă spun că zicea până în Italia să facă treaba asta, că e un loc într-o zonă, de asta nu spun numele, cu 7 izvoare și se duc acolo și stau nu știu câte zile și în jurul focului ca să facă anumite chestii. Și într-adevăr se încarcă cu întuneric. Și lucruri care puteau fi dezlegate într-un sfert de oră. Și nu înțelegeau cum poate cineva să anihileze un act magic pe care ele le fac într-o săptămână într-un sfert de oră. E foarte simplu. În universul ăsta există informația și energia. Ele credeau că energia e importantă. Cu cât e mai mare energia, cu atât e mai mare cantitatea de energie, cu atât este mai puternică magia. Nu! Important e programul. Dacă ai anihilat programul, restul energiei nu mai are nicio importanță. Evident că lucrând pe, am descoperit că erau diverse tipuri de magie. Era magie făcută de țigani. Scuzați. Naționalități conlocuitoare. Adică întuneric. Era magie făcută de preoți. Ăștia nu fac. Ăștia sunt creștini. Nu fac nimic rău. Ați înțeles? Că era pe lumină. Și mi-am dat seama că nici măcar substratul nu e important. Că poți să faci rău cu lumină. Sau poți să vindeci cu întuneric. Și atunci am înțeles un lucru elementar. Faptul că lumina și întunericul nu sunt rele sau bune. Ele sunt. Ceea ce face ca un om să facă bine sau rău este intenția. Deci este programul.
Și ai substratul, particule de anumită vibrație și informația care este implementată în programul. Și așa evident că eu în timpul, de unde știu eu că sunt mai multe nivele de vibrație, pentru că le-am simțit, mă ocup de treaba asta de vreo 20 de ani și dau seama că am întâlnit toate tipurile de vibrație, toate felurile, de la mari maestri până la oameni care se ocupă efectiv. Întuneric, să știți că au și arte marțiale. Și acum trebuie să înțelegeți un lucru. Eu am întâlnit oameni de întuneric. Oameni care se ocupă de sporturi de contact. Care sport de contact folosește întuneric. Există inițieri pe întuneric. Tot ce înseamnă maestri de arte marțiale au inițieri pe întuneric. Dar am întâlnit oameni pe întuneric care erau mai buni decât ăștia pe lumină. Cu niște norme morale și cu niște și cu o bunătate și cu deci oameni care au crescut copii, care orfani mă refer, da? Care i-au ținut acasă, le-au dat să mănânce și au făcut mari oameni, ați înțeles? Și vorba erau plini de întuneric. Și am venit oameni plini de lumină care, mă rog, așa că, revenind, ăsta este motivul pentru care eu știu că există mai multe niveluri de vibrație, pentru că le-am întâlnit. Pot să le demonstrez. Absolut, da. Dacă vreți să le vedeți, este foarte simplu. La ora actuală, tot ce înseamnă nivel de vibrație poate să fie măsurat prin intermediul aparatelor de biorezonanță. Tot ce înseamnă biorezonanță îți arată vibrații. Ei măsoară ce? Vibrații. Și dacă vreți să știți, rușii au ajuns la o performanță extraordinară. Am văzut un aparat de biorezonanță, evident că e puțin cam scump pentru buzunarul, așa, în care fiecare celulă tumorală era, deci veneai, aveai un caiet ca și pacient. Și acolo, pe în caietul ăsta, erau toate sistemele. Deci era purecat fiecare sistem în parte. Oasele, absolut tot, mușchii, circulatorul, nervosul. Ei, dacă la unul singur aveai defecte, deci aveai demielinizări pe neuroni. La neuroni. Efectiv îți apărea zona. Dacă aveai tumori, o singură celulă tumorală dacă aveai, una, îți apărea cu un triunghi negru. Unde erau tumori, erau o aglomerare de celule și unde erau metastaze, din tumora aia plecai, vedeai așa cum pleacă și se duce în tumora care era metastazată. Cam așa la nivelul ăsta s-a ajuns. Din păcate la noi nu se vrea să știe. Și nu se vrea să știe pentru că vă dați seama că sunt aparate care la ora actuală pot să distrugă orice tumoră, pot să distrugă orice parazit, pot să distrugă orice virus. Dar atunci ce mai fac medicamentele? Adică eu nu știu ce ați prefera. Să dați 100 de lei și să vă distrugă virusii pentru gripă fără să luați medicamente sau să luați medicamente. Sau orice parazit. Numai că îl detectează. Deci vă spun că am avut eu așa ceva. Eu acum 15 ani am, mă rog, am întâlnit pe cineva care se ocupa de comercializat aparate de astea de biorezonanță și m-am jucat cu el. Și motivul pentru care am ales să nu le folosesc era pentru că era foarte facil de folosit. Și dacă îl foloseam, mi-era foarte simplu ca terapeut, dar nu mai învățam nimic. Și atunci am ales să nu le mai folosesc. Am ales să văd cum pot să fac eu treaba asta cu cunoaștere decât să folosesc aparatele. Dar pentru ceilalți oameni, pentru marea masă, mi se pare absolut firesc să existe. Bun. Revenim. Ciul greu. Energia K. În nivelele de vibrație, cam care credeți că e nivelul de vibrație în sala asta? E foarte bun. Încă nu aveți o scală, nu? De vibrație. O scală de vibrație se construiește în tine. Cum? Mă duc în diverse niveluri de vibrație, special ca să simt.
ce înseamnă o sală de vibrație. Să văd, să învăț. La sub pământ, unde se cântă muzică rock. Cum va fi vibrația? Ați înțeles? Mă duc într-o sală de box, unde se antrenează băieții. Cum va fi vibrația? Într-un anumit fel. Mă duc la mormântul sfânt. Cum va fi vibrația? În felul ăsta îmi creez o scală de vibrație și la un moment dat simt nivelul de vibrație. Și atunci, cum pot să mă racordez la vibrație joasă? Avem nevoie de vibrație joasă. Nu? Avem sau nu nevoie? Hotărâți-vă. Îmi pare rău, dar tot ce ține oase, mușchi, tot ce ține de trup fizic, are nevoie și de întuneric. Are nevoie și de vibrație joasă. Poți să o iei prin mâncare? Absolut da. Dar poți să o iei și prin alte metode. Poți să te conectezi și prin alte metode la vibrații mai jos. Bun. Particulele. Informațiile, particule și spiritul. În felul ăsta o să înțelegeți și nivelul fiecăruia și mai ales o să înțelegeți chiar și unde o să ajungeți voi. De ce? Păi e foarte simplu. Există legătura între vibrație, informație, materie și spirit, da? Bun. Am vibrație joasă, particule întunecate și atunci ce spirit o să am? De vibrație înaltă? De vibrație joasă. Am o întrebare. Credeți că întunericul înseamnă în mod expre rău? Da sau nu? Credeți că lumina înseamnă neapărat bine? Teoretic, da. Noi nu vorbim de lumină informată, nu vorbim de chimere, da? Noi vorbim de lumină. Lumina este echivalentă cu binele. Dar întunericul nu este echivalent cu rău. Și o să vă spun de ce. Inițial, mă rog, când s-a cercetat Universul, s-a ajuns la concluzia că inițial era un tot. Uite, îi spun o supă. Universal. Primordial. Și că de-abia după aia s-a făcut diferențierea. Care biblic se traduce prin ce? Când zice Dumnezeu să facă lumină. Și desparte lumina de întuneric. Deci inițial toate energiile erau la fel. Erau omogene. Dacă mă gândesc la primordial, m-a interesat partea asta de evoluția Universului. Și am încercat să văd cum a apărut. Ați văzut vreodată algii acelea care luminează în apă? Sunt niște alge care, dacă stau nemișcate, sunt negre. Sunt întunecate. În momentul în care faci o mișcare, încep să lumineze. Știți în ce film se văd foarte frumos și sunt filmate foarte frumos? Nu. Și în Avatar apar, dar nu. Astea sunt chiar reale. Cum s-a numit filmul? Cu Pi. Viața lui Pi? Viața lui Pi. În viața lui Pi chiar apar. Ei, așa era primordialul. Deci era întunericul primordial, dar era potențialul luminii. Mișcarea a produs inițial lumina. Nu mă întrebați de ce a mișcat Dumnezeu. Habar n-am. Cert este că inițial mișcarea a produs formele simple. Și de-aia avem
arhi, cum se cheamă, simbolurile, n-am auzit, arhetipurile, simbolurile primordiale, care se regăsesc în toate culturile. Aia sunt simbolurile primare. Știți ce a apărut prima oară dintr-o mișcare? Care este prima formă geometrică care a apărut? Cercul. Știți că e primul lucru pe care îl desenează un copil? Când începe să deseneze, face el linii, face el câte ceva, dar la un moment dat face ce face și unește. Nu iese el foarte drept, iese așa, dar iese cerul. Știți care este următoarea linie, adică următoarea figură care a apărut? Triunghiul. Pentru că dacă unești mai multe cercuri, două, trei, apare un triunghi. Apar triunghiurile, da? De fapt, patru. Ba nu. Una, două, trei. La intersecția lor apare triunghiul. Și tot așa. Deci, primordial a fost, și o să o regăsiți în Shambhala, sămânța vieții, adică particula de lumină. Particula de lumină care se mișcă și își închide coada, se formează un cerc. După aia a apărut triunghiul. Și după aia au început să apară figurile geometrice. De ce? Pentru că cineva se juca, să știți. Știți că paradoxal, dar Universul a apărut dintr-o joacă. Și dacă îi deranja ceva, este afirmația că Dumnezeu nu evoluează și că a fost înțelept tot timpul. Nu e adevărat. În mitul lui Hermes, și, mă rog, Hermes fiind unul care s-a dus să studieze și el începuturile Universului, se vorbește despre întunericul primordial, despre treime și despre forța vieții care existau în veșnicie. Ori creștinismul a preluat mitul lui Hermes, dar l-a sucit așa un pic. Bun. Au apărut figurile. Și aici au început să apară ce? Îngerii. Ideea este că primordial, după aia o să vă spun, dar a fost întuneric. Și mai e o chestie foarte drăguță. Dacă ei să asimilăm femininul și masculinul cu lumină și întuneric, știți cine e lumina și cine e întunericul? Ce anume? Femininul e întunericul. Deci dacă ar fi să o luăm și după mitul Hermes, întunericul era, prima oară a fost femeia. Dar este adevărat că scânteia exista în întuneric. Deci treimea era. Ok? Deci nu era femeia singură. Era împreună, acolo, un tot. Da? Și de-abia după aia s-a despărțit lumina de întuneric. Dar inițial erau unele peste alte, numai că întunericul era așa, mai mult. Paradoxal că întunericul ăsta, care e format din particule, este aceeași cu lumina care e formată din particule. Singurul lucru care le face să difere este ce? Informație și energie. Și aici intervine capacitatea noastră de a crea lumină. Eu creez lumină, adică mă ocup de lumină, pentru că să știți că întunericul e suficient. Sunt prea mult care se ocupă de întuneric și am zis, bă, nu mai am ce să caut și eu acolo. Da? Și atunci m-am gândit, bă, trebuie să contrabalansăm un pic. Și să facem și puțină lumină. Și atunci, suntem creatori de lumină? Suntem creatori de energie? Bun, hai să o luăm așa. Sistematic. Și vă provoc așa să faceți niște experimente. Pentru că eu nu cred în teorie decât dacă e bazată pe experiment. Ați făcut vreodată sport? Bun. Ați ținut vreodată post, așa mai mult timp? Care e diferența dintre atunci când faci sport foarte mult și atunci când te rogi foarte mult?
Nu. Faptul că dacă te rogi prea mult, mai poți deschizi un capac de la borcan. Ba, energie! Energia ai, dar e de alt tip. E de alt tip. Deci energia ai. Energia ai, numai că e de altă natură. Ok? Și atunci, pe mine mă interesează ce pot să fac ca să fiu ok, da? Și atunci, dacă nu vreau să mă ridic la cer, nu că am fi în pericol, știi? Dar dacă nu vrei să te ridici la cer, atunci trebuie să ai și ci greu, ok? Dacă ai prea mult ci greu, ești prea împământat și prea în lumea materială. Și atunci mai trebuie să te rogi un pic. Și există o cale de mijloc. Și atunci le ai pe amândouă. Și corpul e sănătos. Revenim la particule. Deci, inițial, au existat aceste particule. A apărut mișcarea, a apărut conștiința de sine. Evident că există o conștiință de sine primordială. Și evident că există o evoluție a Dumnezeului primordial. Pentru că noi toți suntem manifestați Dumnezeu primordial. Și nu mă refer la planeta Pământ. Mă refer la tot ce înseamnă universul material, în general, în toată lumea. În tot universul material. Evident că sunt ființe care ne sunt superioare nouă, ca și intelect. Sunt ființe care ne sunt superioare nouă ca spirit, ca vibrație, ca gândire, ca înțelegere. Dar asta nu ne împiedică și pe noi să creștem. Suntem așa de cum mă gândeam, dar astăzi am să... Știți teoria stroke-urilor? Strike-urilor sau stroke-urilor, mă rog, să mai spun. Se spune, este o teorie în psihologie care spune foarte simplu că ideea este cu cât ești mai bătut, cu atât ești mai bine. Înțelegeți? Și experimentul a fost făcut pe un lot de șoareci și niște șoareci au fost crescuți de calculator. Pac! La ora de le cădea mâncărica, pac, apă, și nu-i băga nimeni în seamă. Un alt lot de șoareci a fost crescut cu lugulug, 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 apropo de copiii din ziua de azi. Da? Și un alt lot, ca să mănânce, trebuia să se ferească să nu șofure. Adică, dacă nu se duceau într-un anume fel, pe o anumită cale, ca să mănânce, luau bătaie. Și la sfârșit, li s-a măsurat IQ-ul. Ghiciți cine s-a dezvoltat cel mai bine? Aia cu bătaie. Bun. Deci de asta se spune și aici au dreptate ăștia, bă, pe cine iubește Dumnezeu îl bate. Că înseamnă că are potențial să se înțelepțească. Așa că nu mai fiți supărați că vi se întâmplă ceva rău, că e clar că cineva acolo sus vă urmărește în speranța că pac, s-a prins de acolo un beculeț. Și atunci m-am gândit astăzi să vă dau așa drumul la mai multe păsărele ca să aveți la ce să vă gândiți în viața asta. Bun. Suntem pe Pământ. Da? Trecând de la premiza asta. Bă, care-i scopul și durata vieții? Care-i sensul? Trăiți. Trăiți. Nu. Dacă e să studiem așa lumea. Studiem lumea, da? Pentru ce crește porci? Urâtă e comparația, nu? Bă, e real, dar să vă rămână în cap. Pentru ce creșteți găini? Ați. La sfârșit, da? Doamne, există o pildă pe care nu știu cât ați înțeles-o. Care spune așa, deci e zisă, a zis-o cineva clasic, da? Grâul e copt, secerătorii sunt puțini. Hai să analizăm. Cine e grâu? Cine sunt secerătorii? Tot dintre noi. Bă, dar care e scopul? Bun, există secerătorii creștinismului, dar budismul de unde a apărut? Hai să. Sau sunteți ultra-ortodoxi și credeți că numai creștinismul e de la Dumnezeu.
Hai să luăm mahomedanismul, că e mai aproape. Cine l-a insuflat pe Mahomed? Gabriel. Gabriel. Bun. Dacă l-a insuflat Gabriel pe Mahomed, de unde vine mahomedanismul? Nu știu. Și secerătorii lor cine sunt? Dintre ei? Jihadiștii, da? Ăștia se ceră galona. Ăștia au misiune pe zonă, au plan. Și atunci, care este scopul? Care-i scopul vieții pe pământ? Nu se certezi la film. Nu e. Pentru unii e penitenciar. Deci pentru fiecare e altceva. Pentru unii e pepinieră. Adică să nasc întâi așa pentru prima oară și devin oameni. Da? Pentru unii e penitenciar. Cine sunt ăștia? Fii de Dumnezeu. Da? 144.000. Pentru unii e centru de încercări. Adică vin extraterestri și zic, bă, hai să vedem și noi cum e să fii bărbați și femeie, ce înseamnă sexualitatea, ce înseamnă războiul. Că ăștia nu mai au războaie de mult. Și zic, bă, ne naștem pe planeta Pământ, că aici putem să experimentăm. Mai ducem în golf, mai aruncăm niște rachete, mai ne batem prin Afganistan. Vorbesc foarte ce. Sunt planete pe care nu există sexualitatea. Deci, care e concluzia? Experimentăm. Da? Printre altele, experimentăm. Revenim. În noi, ce fel de particule există? Ce fel de tipuri de energie există? Avem pietre în noi? Mă, se poate asemăna osul cu o piatră? Da. Da. Bun. Avem pietre. Avem apă? Da. Foc avem? Da. Avem mitocondrii, avem... Vreți să știți că avem... Știți că la nivelul corpului uman se face fisiune nucleară? Bun. Deci avem inclusiv o centrală atomică pe acolo. Multe. Și încă multe. Avem aer? Ok. Ce mai? Deci avem toate tipurile de energie din natură? Le avem. Bun. Altă ordine de idei. Ca să înțelegeți ce însemnăm. Iau un buștean și îl bag în sobă. Arde. Ce se transformă? Ce se transformă? Și mai ce? Căldură. Căldură. Cenușă. Dacă vreți să știți apă. Și mai e ceva, lumină, da? Deci este energie calorică, energie luminoasă, există apă prin evaporare și există cenușă. Bun. Acum luăm un om și ducem la crematoriu. Ce rămâne? Rămâne ceva în plus, în afară de buștean? În afara bușteanului. Deci aveți vreo componentă importantă mai altceva decât bușteanul? Când ai dus bușteanul acolo, nu mai rămâne nimic. Întrebare. Ce ne face să fim diferențiați de buștean? Suflet. Bun. Și atunci, plantele ce au? Materie. Și ce mai au? Și viață. Și viață, da? Oamenii ce au? Materie. Nu, animale. Au materie, viață și... Suflet. Și oamenii ce au? Materie, viață, suflet și conștiință. Că și animalele au viață și suflet, da? Bun. Deci e important. Ca să vedeți evoluția. Bun. Ca particule. Diferența între unele și altele. Sublimarea energiei. Ce face
ca o energie să se transforme în alta. Intenție, informație. Bun. Și atunci, eu vreau să creez suflet. Pot să creez suflet? Cum pot să creez suflet? Pot sau nu pot? Cum? Nu creezi tu atunci. Sufletelul. Cum fac sufletelul ăsta? Ce anume? Noi primim un suflet la întrupare. Corect. Dar pierda talentului? Pierda talentului cum e? Că ți se dă un suflet și îl munțești. Bun. Poți să munțești sufletul și dacă da, cum? Asta sună așa ortodox. Asta sună ultra-ortodox. Bun. Hai să zicem că postul negru ar fi o formă să fac suflet. Ce anume? Rugăciune. Perfect. Cum face rugăciunea să sublimeze energia într-un anume fel? De ce? Haideți să vă explic ce vreau să vă fac cu treaba asta. Noi, da, am arătat că suntem făcuți, de fapt, din energie și cărbune. Da? Toată lumea. Bun. Dar energia asta și cărbunele suntem într-o formă. Ok. Capacitatea de sublimare... Nu. Vorbim și despre sublimare. Știți că organismele au capacitatea de a transmuta elemente? S-a făcut un experiment, care e bine să-l țineți minte. Și acest experiment, asta ca să nu mai aveți ideea preconcepută că trebuie să mănânc neapărat nu știu ce, ca să am nu știu ce în organism. Asta e o prostie medicală. Da? S-a făcut un experiment foarte drăguț, în care plante erau... Deci erau luate în plante de anumită dimensiune, da? Și erau unele erau uscate, și după aia cântărită toate elementele din ele, iar aceleași plante, din același loc, lor erau crescute într-un spațiu izolat în care exista doar apă, dioxid de carbon și lumină. Ce s-a întâmplat cu plantele? Au crescut. Și ce s-a demonstrat? S-a demonstrat că, în realitate, plantele au capacitatea, ca sub influența razelor soarelui, să transmute elemente. Ele nu aveau decât apă și dioxid de carbon. S-a demonstrat capacitatea plantelor de a schimba elementele. Organismul uman e cu mult mai complex. Și are capacitatea să creeze mult mai multe sub efectul razelor soarelui. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Noi suntem pe o scară a evoluției cu mult mai sus decât plantele. De asta o să vedeți că animalele când sunt bolnave ceva. Nu mănâncă. Beau doar apă. Și noi, când nu suntem ok, ce facem? Nu mâncăm. Bem doar apă. Da? Deci postul nu e nou. Și este o formă de sublimare și este o formă de transmutare a elementelor. Deci, corpul uman are nativ capacitatea de a transmuta elemente, dacă vreți să știți. Postul are această capacitate. S-au luat... Poftim? Postul negru sau postul ălalt? Postul negru. Postul ălalt când te îmbui cu de-alalte, cu salam de soia, nu mai e post. Da? Deci postul. Noi avem această capacitate interioară de a sublima elemente. Corpul uman este, de fapt, o imensă uzină. Această uzină, deci,
avatarul, corpul nostru, este capabil să preia elemente și să le transformă. Mâncăm, bem apă, respirăm. Ok? Ce facem? Ardem. În ce transformăm această energie? În afară de ce eliminăm? În ce? Instincte, emoții, gânduri. Înțelegeți? Deci noi luăm plante, indiferent că ești carnivor, că ești omnivor, mie îmi place de treaba asta, că veganii, nu te face superior faptul că ești vegan, decât să fii un vegan care gândește prost, mai bine unul care mănâncă carne și gândește bine. Pentru că sublimarea, mai degrabă sublimezi pozitiv carne, decât să sublimezi negativ plante sau semințe. Deci important nu este ceea ce mănânci, vorba lui Iisus, nu ce bagi în gură, ci ce scoți din gură. Și aici însemnând ce gândești, că ce scoți din gură e ce gândești, ce e în tine, ce ai simțit, tot ce ai avut în tine. Și atunci, noi suntem capabili să provăm energie și să transformăm instincte, emoții, gânduri. Dacă o transformăm în emoții, în ce transformăm? În? Suflet. Dar ce credeai că e emoția? Suflet. Depinde la nivelul la care mă situez. Dacă mă situez la nivelul chakra 4 și emit pe chakra 4 și vorbesc pe chakra 4 și tot ce fac prin chakra 4, o să emit pe suflet și o să transform în sine, în suflet. Deci noi suntem capabili să creăm suflet. Depinde ce. Că de asta, stai și mă gândesc, mie lipsește sportul câteodată. Dumnezeu, dacă nu să fac sport, ce fac cu energia? O transform în ce? În lucruri mecanic. Când aș putea să o folosesc, să transform în ce? În emoție sau gândire. Nu? Am o responsabilitate. Mai ales că știu. Acum o să știți și voi. Deci, suntem capabili să creăm de toate. Evident, suntem capabili să creăm gânduri pozitive de vibrație mare. Sau emoții pozitive de vibrație mare. Sau gânduri negative de vibrație joasă. Și emoții negative de vibrație joasă. Suntem capabili să creăm iubire sau ură? Ce din noi face să fim capabili să transformăm energia în asta? Propria noastră voință, să știți. Și aici, Kant spunea foarte frumos, o voință bună determină o conștiință bună. Pentru că, la un moment dat, dacă eu vreau să fac bine, o să fac bine. Poate că o să greșesc. Poate că o să fac prostii pe calea că vreau să... Mie îmi place cel mai mult. Noi ne avem așa un talent să ne băgăm programe negative în cap. Cum e un program negativ ăla cu și iadul e pavat cu bune intenții. Nu e adevărat. Eu n-am întâlnit niciodată un om care să vrea să facă bine și să facă rău. Niciodată. Am tot căutat să vă... Băi, e vreunul care... a avut așa intenția să facă bine și a ajuns rău? Băi, nu. Deci până acum, până la 50 de ani, n-am întâlnit. Poate ați întâlnit voi. Și atunci este o greșeală. În realitate, în momentul în care tu vrei să faci bine, hai să faci bine. Poți să faci rău din greșeală vrând să faci bine? Absolut da. Dar universul ăsta este așa creat încât dacă tu vrei să faci bine și faci o prostie încercând să faci bine, vine la și zice, bă, nu chiar așa. Știi? Adică cade la pe stradă și te duci și faci respirație gură la gură ca la înnecat. Că nu s-a înnecat săracul de el. N-are nimic. Nu înțelegeți? Și atunci, avem așa. Instinctele. Sunt în noi instincte? Foamea este un instinct. E foarte important să înțelegi treaba asta. De ce?
Păi dacă înțelegeți ce înseamnă foamea, nu o să mai mâncăm ca disperații. Că o să înțeleg că foamea este o energie. Haideți să vă dau un exemplu. Evident, s-a făcut un experiment. E un clasic în viață care a scris o carte care se cheamă Atacul Psihic. Și în cartea asta vorbește despre un experiment care a fost în felul următor. S-au luat două grupe de șoareci și li s-au dat de mâncare la fel. Aceeași vârstă, din aceeași mamă, ca să fie oarecum la fel. Și la un moment dat, uneia, știți că există o, așa se stabilește tainul zilnic, tainul, mâncarea zilnică a unui cățel, se dă să mănânce până nu mai poate și când se oprește, îi se ia. Aia este cât poate el să mănânce într-o zi. Ați înțeles? Bun. E o întreagă poveste cu, da, grosul, așa, mare, cam așa sună. Cât poate să mănânce dintr-o dată. Și după aia iei mâncarea. Aia este, că după aia știe să duce să mai mănânce, dar nu mai mănâncă. La un moment, deci după ce au fost învățați cu tainul ăsta, cu mâncarea asta, uneia dintre grupe i s-a sistat mâncarea. Și au intrat în foame. Știți ce s-a întâmplat? Grupul următor a început să mănânce de două ori mai mult. Foarte interesant să înțelegeți treaba asta. De ce? Mamelor, voi țineți cură de slăbire și după aia vă întrebați de ce se îngrașă copiii. Pentru că voi nu mâncați, faceți foamea și foamea voastră se duce unde? La copii. Și ce se va întâmpla? Vor mânca dublu. Voi vă mențineți silueta și eu să ajungă obezi. Și de asta avem copii în școli generale care sunt obezi. Acum înțelegeți de ce sunt copii obezi? Pentru că avem mame care țin cure de slăbire. Vă e clar? Bun. Și mă întorc la început. Mai țineți minte când ziceam că orice transfer se face cu informație, energie și particule? Deci foamea este o formă de manifestare cu energie, particule și informație. Cum poți să scapi de foame? Cu ocazia asta învățăm să și folosim treaba asta. Dau de pomană. Am pățit odată așa. Aveam o elevă și la un moment dat zice, voi Dragoș, am devenit independentă. Ce? Păi zice, îmi iau câte o pungă de aia de ciocolățele de alea mici. Știți că sunt câteva ciocolățele mai importante. Nu le spun numele, da? Și ia una dintre, sunt și mari, dar sunt și mici, da? Și își lua câte o pungă de aia. Și o mânca. Și ce mă fac? Zic, fii atentă, vii la mine și când avem seminar, aduce o pungă și o împați la toată lumea. Și te eliberezi. Vine, uit să dau la toată lumea. A doua zi aveam terapie și încep să mănânc. Una, două, trei. Până când am mâncat jumate. Și deci nu mi-am dat seama. Și după ce am mâncat jumate, am zis, stai așa, că nu e bine. Noroc că aveam seminat seara și am împărțit-o pe restul. Știți cine înțeleg treaba asta foarte bine? Psihoterapeuții. Psihoterapeuții, când fac, de exemplu, terapie pe un bulimic, mănâncă de se umflă. Da? Pentru că preiau, de fapt, din energia asta, din particulele astea, care se împline de informație care înseamnă ce? Foame. Ați înțeles? Foamea este o energie, informație și conține particule. Și avem, dacă foamea este formată din particule, informație și energie, ce este sexualitatea și energia sexuală? Și în felul ăsta o să înțelegeți cum sublimează energia sexuală în... În ce sublimează energia sexuală? Mai ales cei care nu fac. În foame. Că de asta. Și o să înțelegeți de ce când te lași de fumat, te îngrași.
Nu. Nu neapărat de asta. De ce se transformă nevoia în foame? Plăcerea aia. Deci, revenim. Avem energia sexuală, da? Care e formată din ce? Particule, informație și energie. De vibrație de care? Joasă, cu energie maro. Ok? Asta, mă rog, pentru persoane care practică abstinența, fortuită, din cauza karmei, ce se întâmplă? Încep să mănânce. Și se sublimează în poftă de mâncare. Cei care fumează, de ce nu se îngrașă? Pentru că fumatul este o formă de defulare. Deci sunt ca oala sub presiune. Știți când am văzut treaba asta? În spital. În spital, când venea un pacient și era în criză, într-un episod psihotic, le suda. Deci era ca o oală de aer. Pe măsură ce trecea episodul psihotic, cei care lucrează în principală spitale știu că în funcție de cât timp lasă între țigări, îți dai seama că se face bine. Pentru că realitatea nu mai are tensiunea interioară să se manifeste. Deci avem așa, ați văzut energia sexuală, se transformă în foame, la unii se transformă în foame. Dar se poate transforma și în altceva? Da! Se poate sublima în ce? Rugăciune? Sport? Ați făcut sport așa până la capătul puterilor? Și ce se întâmplă cu foamea? Nu mai e. Când ești epuizat, nu mai ai nicio foame. Poate o cană cu ceai. Bun? Deci poate să fie sublimată în efort. Poate să fie sublimată în rugăciune? Absolut da, vă spun. Și mai poate să fie sublimată în ceva. În creație. În art. Pictori. Scriitori. Tot ce ține de art. Poate să fie sublimat. Bun, și în terapie poți să o sublimezi, pentru că în timpul terapiei nu simți nevoia să mănânci. Simți nevoia să mănânci când ai ieșit din. Dar în lumina aia nu simți nevoia să mănânci. Bun. Deci avem trepte de existență ale vibra. Și că entitățile negative sunt damnate veșnic. E greșit. Ele pot să se schimbe. Ele sunt la nivelul ăla pentru că nu știu altceva. Dar dacă, de exemplu, o entitate negativă intră într-un sistem de creșterea vibrației lentă, ea evoluează. Într-un sistem educațional. Evident că dacă eu mă postez în lumină, o să fiu în opoziție. Și mă va percepe ca un dușman. De ce? Pentru că sunt exact în partea alta. Dar dacă eu mă situez în nivelul ăla, mă va percepe ca un prieten. Și asta se numește educație. Întrebare. Apropo de entitățile negative. Aveți un frate. Și fratele vostru o ia razna. Sau sora voastră o ia razna, da? Și începe, nebunește, face rău, face rău la alții. Ce faceți cu el? Îl aruncați într-un ospiciu și aruncați cheia? Îl aruncați într-o închisoare și aruncați cheia? Sau găsiți o modalitate prin care să-l educați și să-l ajutați să-și refacă scala de valori. Asta se numește educație. Îmi pare rău, noi suntem pe pământ și știți ce e ciudat? Că toți uităm că venirea pe pământ este cădere. Și că nu ne aflăm întâmplător aici și că nimeni nu se poate situa, nu se poate posta într-un statut de judecător, deci la un nivel de judecător, pentru simplu motiv că e aici. Mai important să cum ai ajuns. Ești aici? Da.
Faptul că tu ești Fiul de Dumnezeu, sau ești Înger, sau ești Principiu, și ăla de-abia s-a născut pe planeta Pământ, nu te face superior. Ba din contră, e nasol. Înseamnă că tu ești în clasa întâi, când ar trebui să fii la facultate. Nu știu dacă înțelegeți treaba asta. Noi, simultan, în același spațiu, suntem oameni de pe planeta Pământ, îngeri, demoni, principii divine, fii de Dumnezeu, extraterestri. Toți o oală și un pământ. Și cu cât ești mai mare ca vârsta astrală, cu atât e mai tragic. Că înseamnă că, bă, n-ai înțeles. Și atunci vine iar să depresc asta. Nu este încă aia, cu bucla, știi? Iar moare, iar se întoarce în buclă, când n-a înțeles. Iar moare, iar se întoarce în buclă, când n-a înțeles. Dacă cât ai vârsta asta mai mare, bă, și ai mai multe întrupări pe pământ, bă, dar câte întrupări mai trebuie să înțelegi? Câte sute? E adevărat că nici nu a explicat nimeni. Că stăteam și mă gândeam, de ce tot apar filme cu buclă? Noi suntem într-o buclă. Faptul că suntem pe pământ înseamnă că până acum l-am înțeles. Că dacă înțelegeam, nu mai eram. Dacă eram, dacă înțelegeam, eram în cer. Indiferent. Fiecare care se află pe pământ, se află și pentru că undeva în el e ceva putred. Și trebuie să vezi de ce, indiferent ce ești. Și dacă tu ai un defect și el are 10, să știi că nu ești cu mult superior. Pentru că ăla poate să rezolve alea 10, până îți rezolvi tu ăla 1. Că depinde cât de rapid ești. Deci, am înțeles că avem întuneric, că suntem prin întuneric, că energia sexuală este energia de vibrație mai joasă, că ea poate să fie sublimată, că noi suntem capabili să sublimăm energia asta, că la baza tuturor energiei sunt particulele și că singurul care diferă este informația. Și că în funcție de cum dau eu informație energiei din mine, mă creez. Deci noi suntem proprii noștri creatori. Și vin cu alt laureat al Premiului Nobel, tot un medic, mă, sunt bune ăștia, e deștept, care a zis, când a luat Premiul Nobel, pentru că ăsta era neurolog, a zis, când a luat premiul, că trebuie să avem curajul să spunem că nu gândirea e un rezultat al creierului, ci creierul un rezultat al gândirii. Adică, noi avem creierele pe care ne formăm singuri. Dacă o să te joci pe calculator toată ziua, o să ai un creier cam așa. Adică, dacă o să vă aveți mai multe perechi de pantofi decât cărți în casă, să nu vă mirați că nu înțelegeți nimic. E foarte simplu. Sau scule, unelte. Deci nu, că nu, Doamne ferește, nu am... Fiecare știe. Și atunci, de astăzi, o să încerc să fie așa un punct de cotitură în viața voastră, să nu mai ziceți că n-ați știut și că voi sunteți, și până acum n-ați știut. Aveți o scuză. Dar de acum știți. Voi vă creați creierele voastre. Prin ceea ce citiți, prin ceea ce gândiți, prin ceea ce simțiți, prin ceea ce faceți, prin filmele la care vă uitați, prin întrebările pe care vi le puneți, prin tot ceea ce sunteți. Clar. Simplu, corect, adevărat, aveți ceva de obiectat? Aveți obiecții? Și dacă ați avea ce? Oricum am dreptate. Am înțeles că totul în jurul nostru este energie, da? Am înțeles că totul este vibrație. La un moment dat, trebuie să încep să simt vibrații din locul meu. De ce? Pentru că pot să simt un lucru care mi este bun, benefic. Nu trebuie să fac foarte mari lucruri. Mi s-a deschis vreodată sufletul așa la un fruct? Da. E o metodă. Mă duc frumos în târg, la tarabă,
iau un fruct și mi-l aduc aici. Și văd dacă mi se deschide inima. M-a întrebat o dată doamnă, domnule, ce înseamnă să se deschide inima? Bă, e nasol dacă n-ai aflat până la vârsta asta, dar eu îți explic. Când ți se deschide inima, este acel moment, știi? Când vine el, acel el, așa cu un buchet de flori și când deschizi așa și te surprinde așa și să face, aveam o... Am o prietenă, o prietenă de suflet, dar așa vreo 75 de ani sau dacă nu are mai mult. Aia spune, se face și inima. Aia înseamnă să deschide inima. Asta înseamnă că acel obiect ție, acel fruct, acea legumă ți-e utilă. Deci nu trebuie să ai mari capacități psihice ca să înțelegi. Evident că trebuie să învăț să folosesc treaba asta. Ce mi este util mie și corpului meu. Dar astea sunt noțiuni de bază, pe care n-ar fi rău, pentru că sunt utile tot timpul și la orice oră din zi și de noapte. Suntem capabili să creăm întuneric? Da! E bine să creezi întuneric? Absolut da. Să știți că sunt foarte frumoși îngerii de întuneric. Foarte frumoși. Închipuiți-vă un înger alb, dar care este complet negru. Dar negru ăla, lucios, așa. Și, o secundă, care îi slujesc lui Dumnezeu, faceți deosebire între îngerii negri, care au pene, da? Sabie și mai știu eu ce, și demoni. Faceți o mare deosebire. Pentru că și anticerurile și toate dimensiunile sunt străjite de îngeri, care se numesc gardienii ai pragului. Deci primul care o să vă dea drumul să treceți mai, sau nu o să vă dea drumul să mergeți mai departe, este gardianul pragului. Și gardianul pragului știe. Ăsta trece, nu trece. Mare datorie. Stai. Până când înveți, până când ți-ai luat lecția, până când te rogi, până când îngerii de întuneric. Foarte, au un magnetism. Ceea ce vedeți voi, apropo de psi și de îndoit linguri și de făcut, cum se cheamă, diverse ghiduri și cu obiecte, se manifestă efectiv prin îngerii ăștia de întuneric, care au capacitatea de a transmuta elemente. Ăia care atrag frigidere, știți că era unul, punea frigiderul pe el. Mai țineți minte? Era un tip care punea fier de călcat și a pus și un frigider. Așa, de vară. E vorba de ciu greu, de întuneric. Bun. Întunericul. Mie îmi place întuneric. Eu, vedeți, crescând în mănăstire, am crescut cu ideea că întunericul e rău. Și pe mine m-a ajutat foarte mult terapia. Și mi-am dat seama că întunericul nu e rău în momentul în care mi-au venit pacienți, vreo 2 sau 3, care aveau lumina interioară foarte mică, sub 10, deci dintr-o 100, da? Poporul român e undeva pe la 50, în general. Dar care aveau beneficiat de foarte mare. Te-ați întâlnit oameni de aia care sunt așa, te uiți în ochii lor și îți se pare că vezi așa prăpastia? Dar e o prăpastie așa caldă. Deci e bună. Ăla este întuneric. Întunericul poate să fie bun. E o diferență între întunericul rău și întunericul bun. În sensul că Dumnezeu are întuneric sau nu? Păi dacă Dumnezeu este a toate și a toate cuprinzător și a toate și le are pe toate, e clar că are și întuneric, da? Deci întunericul este o altă formă de manifestare a energiei, a luminii. Vedeți că au scos acum, vreți să vedeți cum este întunericul? Au scos ăștia de la nu știu ce firmă, nu o să-i spun numele chiar dacă ea știi, un televizor, cum se numea? OLED-ul? Nu mai știu. În orice caz, ce m-a frapat este că are nuanțe de întuneric, de negru. Ce înseamnă nuanțe de negru? Vezi negru în profunzime. Nu, negru nu înseamnă că se stinge un LED. E altfel. Și... Deci am rămas blocat să văd, efectiv, să vezi în spațiu, în întuneric. Este... Mă gândeam, oare ce mai inventează oameni. Dar te surprind tot timpul. De asta îi și place Dumnezeu de oameni. Suntem inventivi.
și nu încetăm să-l surprindem. Avem tot felul de tâmpenii în cap, dom'le, dar avem o creativitate și capacitatea de a crea niște lucruri. Eu sunt fan televizoare de asta, vă spun. Și mi-a plăcut, dar așa e creat și Universul, știți, din pixeli. Tot Universul e creat din puncte. Punctele astea pot să aibă toate tipurile de nuanțe. Un punct din ăsta pleacă de la întunericul cel mai adânc, de la minus, cum ar zice, întuneric, până la lumina albă. Deci poate să... unul singur. Și atunci toate nuanțele sunt create din. Adică voi sunteți o sumă de puncte. Toți suntem o sumă de puncte. Iar diferența din noi ne face, o face ce? Alimentația, gândirea, emoția, totul. Tot ce face. Evident că avem și moștenirea de la strămoșii noștri, de la părinți. Corect. Dar nu ne împiedică. Nimic n-ar trebui să ne împiedice. Și vă spun și de ce. Toată lumea acum dă vina pe karma. Eu aș fi vrut, dar nu pot. Deci e karma de neam. Mă împiedică karma de neam. De pe mamă, de pe tată, de pe amândoi. Adică ce înseamnă? Dom'le, am un întuneric de la mare și negru care vine pe mine. Păi dacă ești maker, sublimează. Și vreau să mai spun ceva. Corect, dar întunericul este foarte mare. Și vine foarte mult pe mine. Nu pot să găsesc acea modalitate prin care să sublimez tot întunericul ăsta în sens pozitiv. Ba da. Cu un singur amendament. Să vreau. Că de putut să poate. Exemplu. Aprindeți niște lumânări, da? Când aprindeți lumânări, ce faceți în realitate? Luați o energie care e materie, care e întunecată și o transformați în ce? În lumină! Știți ce este un remediu homeopat? Ce e? Din perspectivă spirituală. E entitatea elementului respectiv. Prin diluție, eu ce fac? Dezleg elementul respectiv din materie și îl transform în entitate. Nu știu dacă sunt clar. Bun. Cum a apărut materia? Știți cum a apărut materia? Foarte important să știm cum a apărut toată ea din punct de vedere spiritual. Atunci o să înțelegem ce e în noi. Nu. Bine, în imagine. A fost concepută. Corect. A apărut prima oară așa. Dar din ce a fost făcută? Din entități. Din entități. Din raportul lumină-întuneric. Deci tot ce vedeți în jurul vostru este un joc între bine și rău. Adică materia este ținută în forma în care e de cine? De bine. Și este înăuntru, este ținut ce? În partea întunecată. Deci rău. Deci, la baza, spuneam așa, că la baza tuturor lucrurilor există particula, informația și energie. Da? Și ce? Entitatea. Deci, absolut în orice element material există particula, informația și entitatea. În orice. Bun. Dacă în orice element există particula, informația și entitatea, în momentul în care fac o diluție, ce fac? Eliberez entitatea din zona respectivă. Vă e clar? De ce? Pentru că o dezleg. Până când apare doar entitatea în soluție, în apă. Și se manifestă. Cine vede, vede că fiecare cum se cheamă, flacon în care există remedii deschise sunt ca niște flăcări, de culori diferite. Flăcărici. Nu prea sunt suportate de entitățile negative, tocmai pentru că sunt de vibrație mare. Da? Ceea ce face ca o materie să existe tocmai energia. Bun.
Am vorbit despre facere, am vorbit despre cum suntem construiți noi. De unde joc pe ăsta? Și încotro ne ducem? Deci suntem pe pământ, am vorbit, nu? Suntem pe pământ, se evoluăm, da? Ați înțeles de ce luăm tot timpul de la capăt? V-ați înțeles, v-ați întrebat vreodată ce o luăm tot timpul de la capăt? De ce o luăm tot timpul de la capăt? Adică, blanc, deci suntem, când ne naștem, suntem blanc, așa. Foarte simplu, pentru că luându-l de la capăt, putem să găsim lucruri pe care pe parcurs le-am uitat sau le-am pierdut. Și atunci suntem obligați să revedem tot. Comportamentele noastre, etc. Există un alt motiv pentru care uităm tot. Știți, mă uitam la ora actuală, grădinițele private au camere de la vedere, da? Bun. La un moment dat am unul dintre băieți care e mai năzdrăvan așa și care l-a bătut un pitic, n-au apucat să ajungem acolo, rău, în direct. Vedeam și noi, și părinții lui. Nu m-am dus la grădiniță, eu s-a dus măsa. Am fost curajos. Și plin de... Am fost responsabil. Nu pentru că eu am altă viziune asupra lucrurilor și n-am vrut să intru în așa. Doamne, s-a întâmplat. Dacă îl bătea pe al meu, nu știu ce aș fi zis. Dar înțeleg și pe părinții. Bun. Morală. Dacă ați ști că există Dumnezeu și că vă vede, ați mai face prostii? Da. Unii da. Unii da. Dar nu toți. Asta este fals. Ceea ce spui tu e fals. Și spun și de ce e fals. Pentru că s-a întâmplat o chestie. Dom'le, dacă mai țineți minte The Judgment Day? Judgment Day, filmul? În ziua aia în care aveai voie să mielești pe oricine fără să fii tras la răspundere? Când se ducea bărbatul și-o împușca pe nevastă și nevasta împușca pe soț și ăștia patronii pe angajați și angajații pe patroni. Cam așa ar fi. Hai să fim serioși. Dacă mâine, cred că m-aș chinui foarte mult să nu rezolv vreo doi. Dar așa. Ai înțeles? Deci nu. E fals. Existența... Deci, motivul pentru care noi suntem... Adică, ni se ia cunoașterea și ni se ia inclusiv... cum să spun eu? Frica existenței lui Dumnezeu sau nu știm că există Dumnezeu este tocmai ca să facem ceea ce facem. O secundă. Tu ai acum 40 de ani. Eu vorbesc de când te-ai născut. Deci 50. Eu vorbesc de acum 30 de ani când nu aveai conștiința asta și acum 40 de ani când nu aveai conștiința asta. La asta mă refer. Nu acum. Acum știu și eu. Ai înțeles? Acum le fac conștient. Eu vorbesc de momentul în care le faci inconștient. Numai în lipsa cunoașterii existenței Dumnezeu, conștiinței existenței Dumnezeu, poți să fii cu adevărat tu. Nu știu dacă înțelegeți. Adică, eu, ca să mă manifest pe mine, trebuie să fiu absolut convins că Dumnezeu nu există. Și că nu poate pedepsi nimeni. De-abia atunci mi-arăt adevărata față. Motivul pentru care a fost creată lumea asta este că în lumină toți suntem drăguți și drăgălași. Dar te trimite Dumnezeu într-un loc unde nu știi că există Dumnezeu, unde nu știi că există morală în care poți să faci ce vrei tu, să ții alegerea te scap, nu te prinde legea asta, ai scăpat ca să-ți alegi cu adevărat ce? Valoare. Deci noi aici pe pământ ne arătăm și valoarea noastră ca spirit. Este și un test pentru toată lumea. Dar ca să trecem prin testul ăsta, mai întâi trecem prin faptul că nu știm că există Dumnezeu și nu mai știm, nu știm că nu știm cine suntem. Deci, ăsta este unul dintre motivele pentru care noi nu știm ce căutăm și cine suntem. În lipsa
cunoașterii existenței lui Dumnezeu, pot să mă manifest eu pe mine. De ce? Păi foarte simplu. În momentul în care ți-e frică de pedeapsă, ți-e frică de lege, nu poți să te manifesti tu pe tine. Eu nu vorbesc de cazuri particulare. Eu vorbesc de cazuri generale. Marea majoritate a oamenilor nu sunt infractori de frica legii. Să fim serioși. La asta mă refer. Marea majoritate a oamenilor nu fac rău pentru că știu că există Dumnezeu. Dar dacă n-ar ști că există, fiar ar fi. Și realitatea este că noi, mulți dintre noi nu facem rău pentru că știm că urmează ceva. Dar aia dacă n-am ști. Și câteodată Dumnezeu te pune într-o situație să nu știi, deci te naști într-un loc unde există ateism. Cum a fost poporul român. Special ca să-ți arăți adevărata valoare. Cum îți arăți adevărata valoare? Ia să fii gardian la un lagăr de concentrare. Ia să ai putere asupra oamenilor. Să fii pus în postura să faci. O faci? Poate că da, poate că nu. Dar nu știi până n-ajungi acolo. Da? Adică e foarte ușor. Există o carte foarte interesantă a lui Rodica Ojo Brașoveanu. Cred că Plan Diabolic se numea. Și era un tip care, mă rog, a fost dat afară din la facultate, că a fost legionar sau ceva de genul ăsta, care îi pune în aplicare un plan de genul ăsta. Ia mai mult, îi bagă într-o cameră și îi lasă fără apă și fără mâncare până ajung să se mănânce între ei. Și printre ei era și profesorul lui care a dus afară din facultate. Și puțese pariu care o să ajungă să mănânce primul carne de om. Că nu știi niciodată ce se întâmplă. Asta apropo de echipa de rugby, dacă mai știți, care a picat cu avionul și au stat nu știu câte luni pe munte și au supraviețuit. Cumva. Am înțeles că carnea de Doamne e mai bine prăjită așa, că e un pic mai... Nu, dar e un pic... Are puțin mai multe grăsime și merge bine pe grătar. Nu știu, n-am fost pus în situația aia, sper să nu. Eu zic că mai bine mor, mai bine țin post negru, mai bine 40 de zile reziști. Dar nu știu. Doamne feri. Ați înțeles? Deci motivul pentru care noi ne naștem pe planeta asta, unul dintre motive este tocmai ca să ne manifestăm în plinătatea sinelui nostru. Bun. Există momente din viață în care o să fiți lăsați în întuneric. Evoluția spirituală, de exemplu, în partea orientală, și mă refer China, călugării Shaolin, pleacă din întuneric. Budismul pleacă din întuneric. Nu pleacă din lumină. Noi ne ducem către lumină. Ne împărtășim, ținem postul. În tot ce înseamnă religie orientală, se pleacă din întuneric. Și de acolo pleacă evoluția. Te deschizi către întuneric, te deschizi către rău maxim și de acolo începe evoluția. Dintr-o anumită perspectivă, e mult mai trainică. Pentru că odată ce un om găsește drumul din întuneric către lumină, nu-l mai pierde niciodată că îl știe. Pe când partea asta a noastră, partea creștină, care merge foarte mult pe curățare, post, rugăciune, împărtășanie. Deci te umpli cu lumină, te umpli cu lumină. Dacă e din lumina de acolo, te duci odată în întuneric, ai îmbulinat-o. Că nu mai știi drumul. Dar există momente în viață în care până și lor se numește nu mai știu exact, dar de lumină, mănăstire. Dar există un moment în care ți se ia lumină. Îngerul păzitor, sufletul, rămâi tu cu tu. Tu cu tine. Aia e nasol. Pentru că în momentul în care rămâi tu cu tine, ți se pare că s-a luat ceva și că tu, de fapt, ai pierdut ceva și tu te identifici. Pentru că de cele mai multe ori noi ne identificăm cu ce? Cu conștiința.
Noi ne identificăm cu conștiința, ne identificăm cu lumina din noi, ne identificăm cu sufletul din noi. Nimeni nu se identifică cu întunericul. Pentru că noi avem impresia că întunericul e rău. Și atunci te lasă Dumnezeu în întuneric. E, acolo o să vezi dacă găsești adevărul. Și ăla este testul suprem. Să găsești adevărul în întuneric. Dacă l-ai găsit în întuneric, nu o să mai pierzi niciodată. Așa că nu vă fie teamă de perioadele astea mai grele, că sunt relații toxice, că e moartea cuiva drag, că sunt divorțuri, perioade grele materiale, sunt crize. Nu. În momentul ăla se cunoaște valoarea unui om. La acel moment. Ce ești dispus să faci să ieși? Eu stăteam la un moment dat și mă gândeam și sunt oameni care au acceptat niște cum se cheamă? Au făcut niște cum se cheamă când accepți o chestie? Compromisul, da? Și le găseam scuze. Și mi s-a întâmplat să întâlnesc oameni, bă, care n-au făcut compromisul. Și mă gândeam, cum, Doamne, faza asta? Că nu se putea altfel. Mă gândeam că și ei văzuseră situația în felul ăla. Că nu se putea altfel. Nu e adevărat. Eu sunt absolut convins că există întotdeauna un backup plan. Și dacă nu faci un compromis la un moment dat, să găsești o altă soluție. Asta nu crezi că sunt unul care sunt vreo lebădă imaculată. Vreo fecioară imaculată. Nu. Am făcut și eu tâmpenile mele și mă mai gândesc la ele. Și da, am făcut compromisul în viața mea. Și am greșit. Am greșit pentru că, știți de ce am greșit? Pentru că am avut impresia că nu se poate altfel. O cauți. Dacă nu cauți, te rogi la Doamne, Doamne, și îi dai lumină, și ți-a prins lumânări, și te duci către ce zici, ce crezi tu, dar spui, facă-se voia ta. Și dacă nu e voia lui, știi cum să închid ușile imediat. Dar nu alegi tu. Îl lași pe el să aleagă. Eu am făcut alegeri proaste. Dacă îmi pare rău, nu. Că am experimentat, am învățat. Dar câteodată mă întreb, care ar fi fost dacă făceam altă alegere? A, nu, să nu crezi că cine știe. E vorba de business-ul, e vorba de chestii de-astea. Nu. Dar așa mi s-a părut. Și de asta vă spun, întotdeauna există o soluție corectă și optimă la o problemă care nu presupune compromisuri. Problema e dacă ai tăria să o accepți pe aceea. Drăguț, nu? Bun. După aceea. Noi suntem un conglomerat de puncte, da? Conglomeratul ăsta de puncte e format din informații cu care venim noi, informații cu care vin bunicii și străbunicii noștri, informații pe care le-am primit. Vă știți că acum noi facem un transfer. Eu vorbesc, dar dincolo de ce spun, între noi există un schimb de energie. Există un schimb de energie și între voi. Că suntem aici, într-o mare cloacă. Da? E foarte important să înțeleg că în momentul în care mă duc într-un loc și rezonez cu acel grup, mă încarc cu energia acelui grup. Și în funcție de asta mă pot schimba. Exemplu. Dacă mă interesează să urmăresc ceva, partea spirituală, mă duc unde? Unde este
partea spirituală, spiritualitatea, unde sunt oamenii preocupați de așa ceva. Unde oamenii au preocupări de același tip cu mine. Dom'le, dacă mă interesează banii, bine, vreau să spun că nu te duci la biserică. Nu te mai duci la biserică, eu mai bine, s-ar putea să găsești pe acolo. Dar te duci unde? În centre de afaceri, oameni unde se întâlnesc cu oameni, unde discută, unde caută alte modalități să facă bani. Dacă te interesează ce? Sportul. Te duci, frate, pe stadion. Nu o să găsești sportul în mănăstire și nici, eu știu, arta în cârciumă. Depinde ce vrei tu să cauți. Și trebuie să înțelegeți că cu cât stați mai mult într-o energie, cu atât deveniți acea energie. Și că durează și că își lasă amprenta pe voi. Să știți că lasă amprenta foarte... Vă pare rău de poporul american că mai se duce unul și trage cu mitraliera prin licee, nu? Bă, da! Dar vă știți că a fost un general american care a zis... Am scris o carte care se intitula Nu-i mai învățați pe copii să ucidă. Era un tip care... Deci erau pregătiți soldații pentru Vietnam, copii de 17-18 ani, că atunci aveai voie să pleci în război. 18 ani. Și erau antrenați în lupta cop la corp, da? Și se duceau în Vietnam și începeau să ia gâturi. Deci nu că îl împușcai cu luneta de la 3 km, că n-ai nicio senzație. A căzut. Nu simți nimic că a căzut unul de la 3 km, nu? Poc! Nu-l vezi. Vezi doar că a căzut. E perfect. Mai bifezi unul. Dom'le, când îi tai gâtul cu cuțitul, e cu totul altceva. Și ăștia au venit tarați acasă. Că după 2 ani, erau pensionați. Cu psihoze. Unii aveau ani. După Vietnam, în care dormeau cu cuțitul sub perne. În care săreau în pat când, la orice sirenă de explodau. Ați înțeles? Ăștia, la 20 de ani, normal, care aveau toată viața înainte, au trecut prin psihoterapie, și au avut copii. Bun. Există gena aia. Se imprimă în tine. Și se dă mai departe. Se transmite cui? Copiilor. Vă e clar? Și atunci, gena aia s-a prepărat să vezi și la un moment dat a găsit acel punct. Și a ieșit. Care ce-a făcut? A defurat energia pe care a creat-o poporul american. Așa că țineți minte. Orice creați, mai târziu, se va întoarce împotriva voastră. Orice creați, aveți grijă că o să schimbați foarte greu. Așa că aveți grijă ce creați. Aveți grijă ce gândiți, aveți grijă ce spuneți, că aia o să se transforme în realitate. Noi nu dăm valoare cuvintelor. Cuvântul! Ce-i cuvântul? Informație, energie, particule și spirit. Nu e numai energie. Și atunci creați spirite. Creați forme gând. Creați bine sau rău prin tot ceea ce spuneți. Vă e clar că de informat e cuvântul. Și imaginați-vă că puteți să deveniți factori care cresc energia negativă prin ce fac, prin ce spun, gândesc, fac. Sau că puteți să deveniți factori care sublimează energia negativă în sens pozitiv. Adică, mie nu mi-a plăcut deloc, sunt foarte puțini poeți români care mi-au plăcut, da? Și evident că la Bach mi-a picat Arghezi. Mi-a picat, mă rog, ceva cu eroismul poporului român. Dar mi-a picat Arghezi. Și mi-a picat Flor de Mucegai. Bă, zic, dar de ce am nimic? Și realitatea este următoarea.
Și atunci mă gândeam, bă, dar ce mi-a picat mie flori de mucegai? Pentru că adevărul este următorul. Terapia nu înseamnă altceva decât sublimarea energiilor negative, a gândurilor, a sentimentelor unui om în sens pozitiv. Exact ce mi-a picat și nu mi-a plăcut deloc pe mine, dar acum mă gândeam, bă, dar de ce am rezolvat? Și asta e realitatea. Și atunci, ori sunt cel care produc mucegaiuri, ori sunt cel care pot să produc slove și cuvinte noi. Asta ține de voi. Voi nu vă dați seama, dar sunteți co-creatorii propriei voastre vieți. Asta o să vorbim la umbră foarte mult. Prin cuvintele voastre, prin ceea ce spuneți, prin ceea ce gândiți, prin sfaturi pe care le dați, vă creați viață. Eu nu înțelegeam de ce, bă, mi s-a întâmplat să doresc rău cuiva. Mi s-a întâmplat, trebuie să nu crezi că... Încă când o să vin aici și o să stau așa și o să mă plim, o să levitez ca Yoda, înseamnă că sunt ok. Încă nu sunt ok, mai încă nu pot să merg pe apă, mă antrenez. Mi se întorceau exact la fel. Păi. Și de fapt, lecția mea, clar, este să nu doresc rău. Nici măcar să-l dorești. E ca un bumerang. Și la mine, alegând o cale, îți vine buf. Scurt. Dar ce sunt întotdeauna? Foarte simplu. Și vouă vi se întâmplă la fel, dar nu vă dați seama. Are un delay. Se întâmplă, dar mai târziu. De fapt, pendularea asta între... Și știți ce am observat? Că există îngeri de lumină care trebuie să învețe întunericul. Că eu învăț din terapie foarte mult. Și am îngerii de lumină care trebuie să învețe întunericul. Sexualitatea, sportul, de-astea grele. Și am îngeri de întuneric care trebuie să învețe lumină. Și mi-am dat seama că, de fapt, se schimbă rolurile. Că poți să fii acum înger de lumină, poți să fii mâine înger de întuneric. Ca așa cum există un Duh Sfânt, știți, toată lumea vorbește de Duhul Sfânt, adică ăla care creează lumină. Corect. Dar v-ați gândit vreodată că există și o creație a întunericului? Că există o chestie care produce întuneric? Eu am crezut că chestia asta care produce lumină, la un moment dat, prin transformare, se transformă în întuneric. Nu! Sunt independente. Așa cum sunt. Știți că există... Mai știți? Eu vă bag în ceață acum, să știți. Adică să știți foarte, foarte clar. Intenția mea este să vă amețez. De ce intenția mea să mă amețez? Se spune că un maestru bun e ăla care te face să spui întrebări, nu ăla care îți dă răspunsuri. Eu n-am nicio intenție. Vă dau câteva răspunsuri după asta. Dar intenția mea este să vă încurc. De ce? Știți pilda lui Buddha? E foarte interesantă. M-am gândit foarte mult la ea. Se spune că Buddha mergea cu alaiu și mergea el cu alaiu și la un moment dat vine unul. Mă omărețe Buddha, zice, de 10 ani mă chinuiesc impulsiv și am ajuns la concluzia, există Dumnezeu. Dar Buddha zice, nu există. Și-a plecat. Ajunge la altul. Vine unul, tot așa, zice, mărețe Buddha, zice, de 15 ani mă învăim să zice, și am ajuns la concluzia, nu există Dumnezeu. Dar Buddha, taci mă că există. Și-a plecat. Și ajunge la al treilea. Și al treilea, mărețe Buddha, zice, de 20 de ani sunt în deșert, dar nu știu dacă există sau nu există Dumnezeu. Dar Buddha zice, bă, să știi că nici eu nu știu. Morala. Morala este... Arta este să-l faci pe om să caute. Nu să-i dai răspunsuri. Pentru că ceea ce vă înțelepțește pe voi nu este ce vă spun eu. Ci concluziile la care ajungeți singur. Eu să arunc multe petarde și îmi place să arunc petarde pe net. Mai arunc câte o petardă. Am prieteni care știu și zic, ce faci, mă, dai cu bățul în gard? Da! Când dai cu bățul în gard, se agită. Oamenii.
Unii gândesc, alții se enervează, alții apucă isteriile, dar fiecare reacționează. Și, de fapt, reacția asta, emoțională, nu? Te face să gândești. Și este acel lucru care este motorul acțiunilor tale. Ori vreau să-i demonstrez lui Adrianul că nu e așa, ori ceva vreau. Și simplu ăsta fapt de a vrea să demonstrezi că e adevărat, că nu e adevărat, că ești de acord, că nu ești de acord, este de fapt motorul cunoașterii tale. Nu ce spun eu, nu ce zice altul, ci ce găsesc eu, ce experimentez eu. În altă ordine de idei, nu vă mai fie frică să experimentați. Aveți o viață. Efectiv o viață. Eu era să mor de N ori. Cred că nu mai știu numărul. Și am ajuns la concluzia. Acum, nu crezi că eu practic un risc extrem controlat. Adică știți că la ora actuală se face terapia depresivilor prin sporturi extreme. Dar sporturi extreme controlate. Adică îți dă drumul cu o barcă de mare viteză să facă rafting. Da? Dar e barcă de mare viteză acolo, să alerge ceva, să se chinuie un pic, să fie la frică, așa, să-i aducă sufletul aici așa, la gură. Special ca să fii la limita între viață și viață, să trăiești emoția aia, să vezi. Trăiți, măi, vorba lui Osho. Nu îl înțelegeam pe Osho. Nu pot să zic că mi-a plăcut tot Osho, dar la un moment dat Osho spunea trăiți periculos. Eu nu vă spun trăiți periculos, că nu pericolul e singur. Trăiți, frate, intens. Bă, iubesc, bă, trăiesc intens, fac sex, fac, frate, sex intens, mă rog, bă, trăiesc intens rugăciunea aia. Nu vă lălăiți. Nici nu vă distrați, nici nu munciți. Nici nu iubiți, nici nu, nici căcă, nici căcă. Știți? Încurcați lumea. Adică de voi, auzi? Deci dacă știți cum e faza cu păcatele, bă, și rău de voi, mă. Nici păcate nu știți să faceți. Adică, bă, să aduceți ceva nou. Deci până și în rău să aduci ceva nou. Încurcați lumea degeaba. Nici bine nu faci, bă, dar nici rău. Eu vorbesc foarte serios. Trăiți intens. O să vedeți că ceea ce contează este intensitatea trăirilor voastre. Alea vă rămân. Alea vă formează ca spirit. E adevărat că rugăciunea multă naște rugăciunea de calitate. Bă, dar să știți că la sex nu e așa. Sexul prost nu va aduce niciodată la sex de calitate. Dacă e prost de la început, nu ai nicio șansă să facă bine. La rugăciune, da. La sex, nu. Așa că treceți peste chestii de genul ăsta, bă, și faceți ceva. Vă duc din extreme. Adică, studiați lucrurile. Studiați-vă corpul. Habar n-aveți ce limite au corpul vostru. Sunt absolut convins că nu știți. Sunt absolut convins că n-ați încercat niciodată să le depășiți. Sunt absolut convins că, nu zic eu, sunt foarte multe necunoscute acolo. Și asta vă împiedică să vă cunoașteți. Pentru că nu știți să vă folosiți inteligența corpului vostru. Și puterea lui interioară. Și atunci nu aveți încredere în el. Nu știți limitele și atunci nici nu știți să le depășiți. Că nu se poate. Totul este experiment și totul e școală. Voi v-ați îngropat, mulți dintre voi. Deci, mi-am venit-o cu doamna așa, avea 34 de ani. Și zic, și viața sexuală? Ce viața sexuală, doamne? La 20-30 de ani. Acum, gata. Adică eu... eu ar trebui să vorbeam, ca mănușile de box, în cui. Băi, doamnă, te rog frumos. Nu te la de... Eu vorbesc cu șeful măcar așa, 70-80. Pe bune. Adică încercați să vă trăiți viața. Gândiți intens, nu vă fie frică să gândiți prostii. Nu vă fie frică să treceți de limite. Eu am scris multe, e adevărat.
Pentru că vroiam să vă fac să vă gândiți. Da? Mie îmi place de Sfântul Nifon. Știți, ați citit viața Sfântului Nifon? Bă, îl aveți aici și nu știți cine e. Sfântul Nifon, care a fost, patriarhul Constantinopolului, a fost special. Fiți atenți. Ăsta a stat în mănăstire și s-a plictisit. Și s-a plictisit și a zis în balcă. Da! Și s-a dus. Și a ieșit afară. Și a stat el afară pe afară și... De toate! Și la un moment dat s-a întâlnit cu frate de mănăstire și l-a zis, bă frate, ești cam negru. Adică Sfântul Nifon era cam negru. La față. Se negrise, întuneric. De, nu știu de unde luase, dar luase. Cred că se armonizase. Și se armonizase cu cineva mai negru, așa. Și preluase. Nu știu dacă în 69, dar clar. De la mătănii trecuse la 69. Și atunci ce-a făcut? S-a întors în mănăstire. Și a început să țină post. Și el și-a dat seama că trebuie să curețe mai rapid și a început să țină postul de apă. Deci, unul e la primul care am auzit eu de postul de apă. Și făcea postul de apă și când se face sete, lua aparul și îl lua înapoi. Și într-adevăr a ajuns patriarhul Constantinopolului și a fost special. Dar era deștept. Adică, e unul dintre sfinții înțelepți. Experimentați. Acum nu știu dacă a făcut și tantra, dar mă rog. Mie mi-a plăcut de el mult. Și de asta mi-e drag. Bun, revenim. Asta apropo de viețile sfinților. Este singurul sfânt de care se vorbește că era cam negru. Nu s-a vorbit foarte mult despre ce a făcut. E ca și cum n-ar fi avut partea aia întunecată. Nu e adevărat, e absolut greșit. Revenind. Experimentați. Nu puteți să fugiți de cine sunteți. Și vă dau exemplu de o pildă pe care ar trebui să o luați în seamă. Este o pildă care era la mănăstire... Eu nu sunt un ortodox, să nu crezi că sunt un ortodox. Dar, mă rog, suntem în ortodoxie. De asta... și mult din cunoașterea mea se bazează și pe ortodoxie. Și am o mănăstire la Clococioș și mi-așteptam rândul la spovedanie. Părintele de acolo, părintele Visarion, care era special, făcea o spovedanie de aia după îndreptarul de spovedanie. Se ținea 2 ore jumate în genunchi. Bă, care nu-ți mai trebuia nimic. Și când, timp ce așteptam, că așteptai 3 zile. Nu crezi că așteptai un pic la spovedit. Așteptai 3 zile. 3 zile te băgai în programul mănăstirii, te duceai acolo, te spovedeai. Părintele, mă rog, dacă vrei, te așezai și pe jos și te cea cu Sfintele Taină peste tine, te mai exorciza un pic, mai bățuia unul într-un picior, de asta. Și după 3 zile de mănăstire, unde se mânca de 2 ori pe zi, adică era mâncare la 12 și la 4, punct. Adică dacă n-aveai ceva prin buzunare, mureai de foame. În mănăstire de măicuțe. Și acolo, cum stăteam la spovedanie, era o pildă. Și era pilda unei fecioare care se îndrăgostise de un tip și, dom'le, bun, că s-a îndrăgostit nu era o problemă, dar aia, ăla s-a căsătorit cu alta și ea, de supărare, s-a dus la mănăstire și s-a făcut măicuț. Dar a rămas îndrăgostită de la. Dom'le, și nu că... Și a murit măicuț. Și nu s-a mântuit. Și mă gândeam. Ce ghișef. Nici nu. Nici nu. Păi nu mai vine ca măicuța aia, că știți că măicuța aia care era o măicuță și, mă rog, a fost prinsă de 4 tâlhari și au rezolvat-o. Și la un moment dat s-a ridicat și zis și pesăturată și fără păcat. E, măicuța asta nimic. Și măicuța asta nimic. Și mă întrebam de ce. Țineți minte că asta este ideea. Orice dorință pe care nu ați manifestat-o în planul fizic și care, de care nu v-ați eliberat, vă reține legați de pământ. Și nu e asta, dar vă obligă să întoarceți. Să vă întoarceți. Eu nu zic faceți prostii. Bă, eu vă zic eliberați-vă de ele.
Ok? Pentru că altfel sunteți obligați să vă întoarceți să le faceți. Bun. Revenim. Morala. Nu există lumină și întuneric, există puncte, informație, energie și spirit pe diverse nivele de vibrat. Indiferent unde ești, există șansa ca la un moment dat de alt nivel de vibrație să te duci la alt nivel de vibrație. Exemplu. Luc. Era de lumină. S-a gândit prost, a făcut prost și s-a dus de întuneric. Și mai sunt și alții. Azazel. Paradoxal, să știți că Luc, mie îmi place în ortodoxie că te duci și te faci naș. Mie nu am dat nicio problemă să spun te lepezi de Satan. Da! Și de toată sfârșită, absolut da! Niciodată. Deci pot să spun de câte ori, de multipli de trei, de trei. Pentru că Satan nu mai e în el. Înțelegeți? Că asta e țeapa. Dar biserica nu s-a upgradat și nu mai știe că Lucifer nu mai e în ea de mult, că Satan nici el mai e și Lucifer e căsătorit și are familie și copil. Nu știu, nu. Dar cunosc. Suntem prieteni. L-am blestemat de dator în toți ani, în toate viețile mele, că acum săracul îl lasă în pace. Și... Adică nu mai las de bună tot ce se spune, nici măcar ce spun eu. Încercați să studiați și să găsiți propriile răspunsuri, pentru că sunt multe țepe pe care le luăm, pentru că luăm de bune lucruri care s-au întâmplat cu sute de ani în urmă. Ok? Deci nu există lumină și întuneric, există transmutarea energiei. În funcție de ceea ce gândești, faci și spui, te îndrepți către lumină sau către întuneric. Pot să mă duc în întuneric prin proprie intenție, pot să mă duc către lumină prin proprie intenție. Nu te poate mântui nimeni. Nu puteți să mântuiți pe nimeni. Sau așa credeam. Parcă așa cred. Nu glumesc. De ce? Foarte simplu. Cerul, vă dau un exemplu. Admițând că există o zonă a spiritelor foarte înțelepte, foarte pure, foarte, foarte, care se numește supraconștiință. Să zicem că există, da? Poți să te duci acolo cu pile? De ce nu poți? Pentru că nu rezonezi. Crezi că vă pot duce la un simpozion de chimie organică? Eu? Nu. Îmi pare rău. Nu înțeleg nimic. Înțelegi ce vreau să vă spun? Și atunci, nu poți să te duci decât în locul în care rezonezi tu. Deci dacă vrei un loc, trebuie să ți-l meriți. Și dacă acel loc este supraconștiință, tu trebuie să ajungi acolo. Nu te poate duce nici o pilă, nici Dumnezeu, nici Fiul lui, nici Maica, nici Sfinții și nici măcar eu. Ați înțeles? Singurii care puteți să ajungeți oriunde vreți voi, sunteți voi. Pe spatele vostru, pe munca voastră, pe transpirația voastră, pe sângele vostru, pe ce vreți voi. Pe rugăciunea voastră, pe experimentele voastre. Mi-aș fi dorit să se înțeleagă faptul că sunteți capabili să creați lumină și întuneric, că sunteți capabili să creați bine și rău, nu înseamnă că lumina e egal binele, rău egal întunericul, că sunteți capabili să sublimați lumină. Vreți să vă spun cum se poate transforma foarte simplu lumina în întuneric? Foarte simplu. De aici mă duc, îmi iau un trabuc și îl aprind. Am deschis către minus 40 dintr-un foc de flacără. Corect? Pot să fac asta și mental, dar pentru ar fi mai greu de înțeles. Acum e foarte simplu de înțeles. Sau să transform din întuneric în lumină este un pic mai greu. Asta presupune că iau tot întunericul ăsta și prin rugăciune sau prin meditație sau prin pur și simplu prin conectare la lumina universală sublimez tot asta în lumină. Deci se poate. Vă e clar?
Și nu e vorba că pot eu, că nu asta era ideea, este că se poate învăța și puteți să faceți voi. Când vă rugați voi cu lumânarea aprinsă, să țineți minte că sublimați lumina în întuneric în lumină. Când faceți prostioare și vă schimbați starea și vă enervați și suferiți și sunteți mâhniți, sublimați lumina în întuneric. Învățați să vă schimbați starea. E foarte important. Bine? Bun, să vă fie de folos. Sper să vă fi fost de folos. Eu mi-am dorit treaba asta. În ce măsură o să vedem la sfârșit, când o să trageți linie și o să adunați și o să vedeți câtă lumină și cât întuneric ați adunat. Eu sper să adunați mai multă lumină. Că întuneric, slavă Domnului, e destul. Întrebări. O să... După protecție, da? După terapie și curățări. Corpul este curățat și spiritul este deschis. Și la bine, și la bune, și la rele. Cum ne protejăm? Nu vă mai protejați atât. Da? De ce? Am ajuns la concluzia. Dom'le, trebuie să te protejezi. Corect. Înveți sistemele de protecție. Dacă sunt într-un război, mergeți pe stradă în armură, cu AKM-ul, nu vă comportați ca și cum ați fi într-un război non-stop. Relațiile astea și transferurile astea de energie și tot ce se produce ca schimb de energie, negativ, preluăm stări, emoții, gânduri, sunt pozitive în realitate. Păi cum îmi dau seama pe unde sunt spart, care defecte am, dacă nu prea ai energie negativă? Că o să bubui unde? Unde am defecte. Eu de mult nu-i mai învăț pe ai mei, dom'le, ieși afară, trebuie să-ți faci protecție. Hello! Dacă stau tot timpul protejat, mai pot să empatizez cu cineva? Dacă stau tot timpul închis, ermetic, mai pot să am o relație emoțională, fizică, sexuală, ce vreți voi? Prietenească cu cineva? Nu, înseamnă să mă închid. A, vreau să fiu puznic? Dacă am, cum se cheamă, lecția să fiu puznic? Mă duc, frate, puznic și stau singur. Corect. Dom'le, dacă trăim între oameni, tocmai transferul ăsta ne arată calitatea. De ce? Păi, la un moment dat, dacă ajungi calitativ la un anumit nivel, pur și simplu nu mai trăiei în terapie. Eu aveam o problemă, evident că ca orice om, am avut și eu rănile mele emoționale, nu? Și în terapie, deci făcea doamne, mie asta în procedură, că e comic. Și ultima clientă, ultima doamnă care venea la cabinet, era o depresivă. O vedeai după colțuri. Și mă gândeam, frate, iar mă ia jalea, iar plec, iar mi-aduc aminte de tot ce mi s-a întâmplat, de toate belele mele. Mă rog, eu sunt de la care îmi dau voie să jedesc așa un sfert de oră, după aia îmi trece. Și venea doamna, mă rog. De obicei, coboram frumos la cabinet, mă așezam, înainte să mă urc în mașină, mă așezam pe bordură, mă am o țigară, două, până gata, hai, am, cum se cheamă, mi-am plâns de milă destul, m-am victimizat destul, acum hai să mergem, că avem treabă. Până într-o zi, când a venit doamna, am văzut-o, a intrat înăuntru, dar domnule, când a plecat, nimic. Și atunci am înțeles că nu poți să preiei decât lucrurile cu care rezonezi. Deci, eu nu pot să fiu vulnerabil, mă refer la stilul ăsta de empatizare, de relaționare cu ceilalți, decât pe propriile mele probleme. Și atunci nu are rost să stau. Sunt în luptă cu vrăjitori. Dar nu sunt în fiecare zi, să fim serioși. Da? Sunt atacat. Asta e. Da, și ăștia care sunt atacați în fiecare zi, mă rog, nu prea. Ați înțeles? Și atunci, îmi văd de treaba mea, e ceva special, perfect, pot să-mi fac protecții, sau am pregătite protecții, sau învăț protecții, dar dacă n-am nevoie de protecție, stau frumos
Și mi le iau pentru că în felul ăsta evoluez. Cum reușiți să vă păstrați starea de bine atunci când nimic din exterior nu vă ajută? Nimeni bine, nu? Nu. Vreau să vă spun ceva. Toată lumea mie îmi place, dar îmi place. Pe undeva făceam mișto. Vin fetele, da? Și ce-ți dorești de la viață? Să fiu fericită. La început mă lua de cap. Și zis, dacă mai vine una și îmi zice una de asta, așa o stângă peste umăr. Și după aia am stat și m-am gândit, nu, domnule, au dreptate. Toți vrem să fim fericiți. Fiecare percepe fericirea în felul lui. Da? Bun. Dar ceea ce nu înțelegem noi este că starea asta de fericire nu ți-o dă cineva. Știi, vine Dumnezeu. Hei, de azi, dragul, și ești fericit. Fii fericit. De azi înainte, până la sfârșitul vieții tale, ești fericit. Nu. Starea asta este o stare pe care tu trebuie, nici măcar nu trebuie. Dacă vrei și te bucură. Să ți-o câștigi în fiecare clipă. Și paradoxal, dar Universul, și nu Universul, ci Universul, mă refer pe planeta asta, că dincolo de planeta asta nu cred. Da, am eu așa o vagă senzație. Dar aici, pe planeta asta, tot ce se întâmplă încearcă să-ți perturbe starea de fericire. Păi de ce? Păi de aia, pentru că suntem tributari răului. Și răul nu suportă nici fericirea, nici bucuria, nici măcar plăcerea. N-ai văzut că dacă îi place unul ceva, bă, stai cineva să-i strice omului plăcerea. Sigur, ceva se întâmplă. Nici iubirea, nici nimic. Pentru că apare invidia. Nu se susțin unii pe alții. Și atunci treaba ta este să fii fericit. E treaba mea să fiu fericit. E treaba mea să răspundeți fericire. E treaba mea să-mi schimb starea, să am o stare bună. Eu mă duc când am așa, mă ia de cap, că mă mai ia și pe mine de cap, să nu credeți că sunt într-o fericire așa continuă, mă duc frumos în pătățica mea și acolo le pitrocesc până când găsesc soluția sau găsesc acel ceva și mă merg să ies din stare. Și mă întorc. Am un prieten. Preot. Și ăsta, vă dați seama, toată ziua, sfeștanii, spovedanii și el când se ducea acasă, nu întreba nimeni, nimic. Se ducea frumos omul la toaletă, își ia o carte și stătea acolo vreo oră, o oră jumătate. Și citea. Nu știu dacă știți, din punct de vedere spiritual, baia e cea mai curată din toată casa. În cauza faptului că eu curge apă și... Și după o oră jumătate ieșea. Ce faci vita? Ce faceți copii? Dar până atunci nu-l băga nimeni în seamă. Ca să se descarce. Ați înțeles? Important este să îmi dau seama de starea mea, să mă duc, pentru că nu este corect să-i stric starea altuia cu starea mea. Da? Pentru că te mănâncă, știi, să îl atâți pe ăla. E ca aia cu gică dormi. Scoală-te că nu poți să dormi. Să nu crezi că n-am făcut-o și eu odată în viață. Am făcut. Trezește-te că nu poți să dormi. Ați înțeles? Și atunci, ține de mine. Eu trebuie să văd ce mă poate face fericit. Pe mine mă face fericit un film bun. Pe mine mă face fericit să mă duc la o sală când am chef. Pe mine mă face fericit să mă duc la o piscină din când în când. Nu tot timpul. Deci dacă am un abonament la piscină, mă duc de 2 ori pe lună, cred. Dacă am timp. Mă face fericit să mănânc o mâncare bună din când în când. În rest, mi se pare absolut să stai tot timpul să te gândești la mâncare, mi se pare o pierdere de timp, dar așa mi-aș dori să mănânc ceva bun. Și mă duc să-mi iau ceva bun. Ceva bun înseamnă să nu credeți. O ciorbă de burtă sau... dar eu am început să caut lucrurile care mă fac fericit și care îmi dau acea stare. Să citesc o carte care îmi place, să văd un film, să stau câteodată mă face fericit, să merg mă face, să urc pe munte mă face fericit, să găsesc lucruri noi. De exemplu, pe mine, moartea pasiunii a fost destul de greu subiectul ăsta pentru că nu l-am mai făcut așa, cu întuneric și lumină. Și
Mi-a plăcut, dar eu merg acum pe principiul lui Bion, nu știu dacă știți cine e. Era un mare psihanalist care a făcut el conferință ce a făcut și la un moment dat a fost întrebat ce ai de gând să spui la conferința asta. Și el a zis, nu știu, de-abia aștept și să mă ascult. Adică la nivelul ăla. Și deci sunt lucruri care mă fac fericit, câteodată mă face fericit chiar și ceea ce fac. Nu întotdeauna, pentru că în terapie intervine la un moment dat rutina. Adică toate lucrurile sunt la fel și îți dai seama că oamenii au nevoie, dar pentru tine devine plictisitor. Și tot așa. Dar tot ce pot să vă spun este că fericirea este treaba ta. Dacă aștepți să te facă cineva fericit, așteaptă mult și bine. Dacă aștepți să-ți dea Dumnezeu fericirea, așteaptă mult și bine. Vă e clar? Fericirea e o stare pe care eu pot să o dobândesc. Sunt oameni care au fost fericiți că de aici a apărut și cum se cheamă, jurnalul fericirea lui Nicu Steinhardt. Pentru că poți să dobândești fericirea cum a fost el în închisoare. Și nu pentru că l-a descoperit Dumnezeu, ci acolo a simțit ce înseamnă fericirea. Fericirea e o stare. O ai sau nu ai. Deci, nu reușesc în tot timpul să vedeți când mă ia de cap și când tun și fulger. Dar așa cum tun și fulger, așa sunt capul aia de vară. Îmi trece. Și vreau să spun că nici măcar n-am un proces de conștiință că fac așa. Mă înțelegeți? Chiar nu am niciun proces de conștiință și chiar nu mă deranjează. Mă rog, mai simpatic a fost că au trebuit să obișnuiască ceilalți cu mine. La un moment dat eram cu prietena mea și cu copiii mei. Și am început să tun și să fulgi. Și, mă rog, încerc să nu mai vorbesc curând. Trebuie să recunosc. Mi-e greu când am spume. Și evident că nu vorbeam foarte frumos. Și ea se tea uimită și se uita la copiii mei, care copiii mei, mă rog, unii dintre ei, unul are 13 și unul 11 și erau foarte relaxați, mâncau. Eu țipam la telefon că nu știu ce se întâmplase. Și ea era siderată, făceam asta pe o terasă. Și întreabă, pe voi nu vă deranjează că faci așa? Nu, așa e el. Lasă-l în pace și trece. După ce am țipat, ce am avut de țipat, am continuat să vorbim că nu mai avut nicio problemă. Dar ea intrase deja în starea aia. O preluase. Că rezonase. Că îi se părea anormal cum mă comportam eu. Nu. Eu sunt ca țiganii. Mi se pare că dacă o emoție trebuie manifestată, trebuie manifestată. Și nici măcar nu fac procese de conștiință. Încerc să reduc tonul, să reduc decibelii, să reduc multe. Nu reușesc întotdeauna, dar v-am zis, nici nu fac mari procese de conștiință din cauza asta. Cum putem înțelege, în vederea corectării, lecția pe care soarta ne le trimite? Asta se numește înțelepțire. De asta citesc pe alții. De asta, de exemplu, citesc cartea despre rănile emoționale. Pentru că femeia aia se bazează pe o experiență de câteva mii de cazuri, da? Și oamenii au reacționat într-un fel la același stimul pentru că aveau aceeași rană. Și atunci îmi dau seama, dacă ăla reacționează așa, așa, înseamnă că sunt și eu dintre ei care reacționează așa. Și atunci îmi dau seama care e rana mea și după aia în terapie a aflat cum se poate schimba treaba asta. Deci, studiindu-i pe alții, știți că mi-am tras și eu astăzi, mi-am tras un bilețel. Și evident că l-am tras pe tata Freud. Care spunea că ar trebui să învăț să mă înțelepțesc și să învăț din greșelile altora, nu să le fac eu pe toate. Eu sunt ăla care trebuie să pun eu degetul ca să văd dacă e așa. N-am ajuns la înțelepciunea să învăț din greșelile altora. Și atunci, putem să învățăm din greșelile altora. Da? Și din experiențele altora și din terapia altora. Foarte mult. Da? Una dintre cele mai tare drăguțe este una dintre o carte scrisă de psihoterapeuți, scuzați, americani, care
au scris toate problemele lor din terapie. Tot ce au făcut ei greșit de-a lungul carierei lor, fiind niște consacrați, evident că era ușor să greșească, să vorbească despre greșelile lor. Și unul dintre ei a fost foarte interesant. Un pacient îi spune lui unul: domnule doctor, vă rog frumos, treziți-mă, am ceva important să vă spun. Și să știți că mi s-a întâmplat și mie, odată. Și chiar m-a amuzat teribil. Că eu am crezut că nu se poate așa ceva. Dar mi s-a întâmplat. Da, deci se poate. Putem să înțelegem, studiindu-i pe alții, văzând similitudini între experiențele altora și experiențele noastre, și atunci nu mai stau să găsesc eu cauza, găsesc explicația la un altul citind dintr-o carte. Da? Pentru că n-are sens să reinventăm roata. Roata există. Omul este creația lui Dumnezeu, de ce trebuia să sufere? Foarte simplu, omul este creația lui Dumnezeu. Dar omul, ca și creația lui Dumnezeu, este cumva. Omul este calea demonului către Dumnezeu. Este. Omul este calea de întoarcere a demonului către Dumnezeu. Deci demonul, șarpele, se materializează, se întrupează în om, experimentează binele și rău, suferința cărnii, pentru ca prin liber arbitru și voință proprie să se sfințească. Și atunci, suferința nu se datorează lui Dumnezeu, ci pentru că viața asta, lumea asta este făcută... Am o întrebare. Dacă eu merg către ușa aia, da? Și în loc să nimeresc pe poarta deschisă, intru capul în stânga, e de vină Dumnezeu? Și atunci de ce e de vină Dumnezeu pentru suferințele noastre? Suferințele noastre sunt, de fapt, modalități prin care Universul ne arată că noi greșim. Deci suferința, în realitate, este pozitivă. Boala și durerea sunt pozitive. Ele îți arată, bă, undeva greșești. Fii atent, clopoțelul. Dacă n-ai becul roșu la mașină, mergi până scade motorul. Becul la roșu îți arată că motorul e bolnav. Corect? Bun. Și atunci, suferința nu este negativă. Suferința îți arată, este cea care te îndreaptă. Ei nu iau aia. Paf, nu pe aici. Și atunci nu vă mai speriați de suferință. Mă duc prin ea și văd. Bă, care e? În momentul în care am înțeles, o să vedeți că nu mai intri în treaba aia. Că știi. Ai înțeles. Nu mai pui mâna pe aragaz, că te arzi. După ce ai intrat într-o relație toxică, credeți că eu am putut pe a doua. Da, după ce ai intrat într-o relație toxică, nu o simți pe a doua? O simți. Simți după cum se pune problema. Să știți cum? Se spune că un bărbat care după 40 de ani nu se manifestă ca un câine bătut în relație cu o femeie, înseamnă că datorii degeaba. Simte deja. Bine, și doamne, nu e misoginit. Cum se face vindecarea cu întuneric? De ce dacă ești în lumină și cu un singur punct negru te îmbolnăvești? Foarte simplu. Pentru că ceea ce te îmbolnăvește nu e punctul negru. Că nu punctul negru e problema, ci programul negativ. Deci tu ai o lumină, ești o luminiță și ai programul ăla negativ. Ei, pe acolo vine și te atacă tot întunericul. Tocmai pentru că întunericul care te atacă este similar luminii pe care o ai. Dar unde? Într-un singur punct. Și evident că doare. Ceea ce te îmbolnăvește nu e punctul de întuneric, ci programul negativ cu care te conectează la boală. Deci nu faptul că ai lumină sau ai un punct de întuneric te îmbolnăvește, ci programul ăla negativ. Deci dacă ai, ești plin de întuneric și n-ai niciun program negativ, o să fii sănătos tu. Dacă ești plin de lumină, dar ai un singur program negativ, poți să faci și cancer. Vă e clar? Un înger întrupat este un înger negru sau alb? Păi, depinde. Sunt îngeri întrupați care sunt de lumină, sunt îngeri întrupați care sunt de întuneric. Îngerii întrupați de întuneric sunt negri, îngerii întrupați de lumină sunt albi. Punct.
Deci asta ține de lumina interioară, care se raportează la Dumnezeu, mă rog, primordial. Un înger întrupat prin realizarea misiunii personale ajută la mântuirea neamului din care se naște? Absolut, da. Deci, una dintre misiunile personale obligatorii, nu numai ale îngerilor întrupați, al oricui se întrupează, este mântuirea neamului din care s-a născut. Tu îți asumi să-ți ajuți neamul în momentul în care te-ai născut. Punct. Și nu că vrei. E o datorie. Că ți-a îngăduit să te naști. Atât de importantă viața, încât simplu faptul de a te naște te pune să plătești toată karma neamului din care te-ai născut. Atât de importantă viața. Și la nivelul ăla. Și gândiți-vă un lucru. Cu cât este karma mai grea, să fie ca un iceberg, știți, cu o zecime sus și restul de desubt. Imaginați-vă că partea aia întunecată poți să o transforme în lumină. Deci tu ești, ai posibilitatea să transformi karma asta de neam în pozitiv. Deci automat poți să te duci cu mult peste, tocmai pentru că ai. Să vezi că la un moment dat, dacă te duci foarte mult în lumină, începi să cauți întunericul când nu mai ai întuneric. Te duci să-l cauți tu. Deci e o obligație. Cum neutralizăm energia psi? Folosirea întunericului cu informație și energie cu bună intenție poate crește lumina interioară? Absolut da. Eu, de exemplu, acum, ce fac eu? Ca să înțelegeți așa și îmi place. În momentul în care vin aici la sală, voi aveți un subconștient. Eu mă conectez la bula asta, care e subconștientul de grup. Egregor. Ei, mă conectez la ea și fiecare întrebare pe care o aveți voi, fiecare program negativ pe care o aveți voi, prin ce îmi vine în minte, o transform în sens pozitiv. Și asta se numește transformare in yang. Adică transformare lumină, întuneric în lumină. Vă e clar? De ce? De aia. Pentru că e cea mai simplă formă de sublimare a programelor negative. Orice program negativ aveți în voi. Să zicem un lucru pe care ați înțeles greșit. Sau o întrebare. Sau o idee greșită. În momentul în care îi dăm adevărul, se transformă în sens pozitiv. Și atunci ai un punct care începe să lumineze. Și noi suntem o mulțime de puncte care putem lumina. Putem să neutralizăm energia psi? Absolut da. Vă dau un exemplu. Credeți că muzica este, este lumină? Este energie? Firesc, da? Bun. Ea pătrunde prin structuri. Da. Ce se întâmplă dacă eu, ca vibrație, am o anumită vibrație și... haideți că vă povestesc una. Că trebuie să vă spun și prostii, da? Bun. M-am apucat să studiez artele marțiale. Bun, ca să studiez artele marțiale acum vreo 10 ani, făceam terapie. În terapie ajungi la DH 90 și EBF 90 și. Păi, în momentul în care mă duceam la sală și vreau să-mi antrenez, băieții ăia stăteau lângă sac așa, toți. Nu mai făcea nimeni nimic. Și atunci am zis, bă, trebuie să fac ceva, că mi s-a mai întâmplat asta. Mă duceam la nuntă, știți? Și când te duci la nuntă și tu așa, nu mai bea nimeni, nu mai dansa nimeni, nu se mai îmbăta nimeni. Erau toți cu minți. Am zis, domnule, așa ceva noi n-am văzut. Să vezi ce frumos stăteau la masă toți, mai beau câte un păhărel, nu mai chiuia nimeni, până plecam. După ce plecam, săreau cu toți în piscină. Ați înțeles? Bun. Și mi-am dat seama, nu, că trebuie să schimb ceva ca să nu mai influențez în sensul ăsta lumea. Și am zis, bă, trebuie să-mi cobor vibrații. Cum îmi cobor vibrații? Și aveam o prietenă avocată extraterestră, pe bun extraterestră, întrupată, dar cu o minte foarte ok. Și zic, bă, zic, trebuie să fac ceva. Mă duc la sală, dar zic că ea nu mai fac nimic și nici eu nu am chef. Trebuie să-mi cobor vibrația. Bine, zice, las că ți-aduc eu ceva. Și mă întorc, m-am văzut, ne vedeam marțea, ții minte, lunea sau marțea, dimineață, la cafea, înainte de cabine. Și îmi vine, zice, ce-am adus? Ce mi-a adus, mă? Că o și uitase. Ți-am adus paraziții necenzurați. Bun.
plecam de acasă, până la Dinamo, la sala de box, făceam cam 20 de minute. Puneam paraziții necenzurați. Hammer, ceamuri, fumurii. Deci vreau să spun că de acasă mă trezeam la un 80 și ceva, 90 de H ăla de moment. Până la Dinamo eram la minus 40. În 20 de minute. Perfect! Dar cum mă întorc? Mă duceam, făceam antrenament la Gladbach, după aia, la ora 10, aveam cabinet. Trebuia să mă întorc la plus 90. De la minus 40. Și atunci am descoperit. La mine, la cabinet, cântă Sara Brightman, care are melodii de 80-90. Când mă duc spre cabinet, când mă duceam, că n-am mai fost la sală de mult, nu mă mai lasă șeful, am terminat studiul, puneam paraziții necenzurați. E clar? Asta apropo de alternanța bine-rău. Deci, revenind, sublimarea energiei psihii se poate face prin muzică. Dacă vreți să știți, și acum vorbesc serios, există niște, nu știu dacă știți, Bach a fost Kapellmeister. Ăsta m-a trecut ca și copil, că era vreo 24 sau 26, numai că cu aceeași nevastă. Și a compus niște melodii, niște fugi, care sunt unele de exorcizare și altele de curățare de magie. În fa sau nu știu care. Știe Rizvan, eu nu. Dacă nu mă pricep atât la muzică, vorbeam cu Rizvan. Și există muzică care, în momentul în care o cânt, efectiv anihilează orice program de magie. Asta e puterea muzicii. Și muzica are această capacitate de a sublima energia negativă în sens pozitiv. Simplu fapt că pui un anumit tip de muzică, anihilează un anumit tip de program. Da. Gata. Mai am un pic. Cum faceți curățare? Eu fac curățare de total, per total, adică tot ce înseamnă programe PSN, programe la nivel de sine care am voie, deci în sensul că omul și-a luat lecțiile și pot să-i anihilez, nu le anihilez pe aia pe care nu și le-a luat, și fac sublimare, adică există energii noi negative care pot fi transformate în sens pozitiv. Cam asta fac eu în terapie. Feminitatea se câștigă în tip studiind-o, găsindu-ți un model feminin și copiind-o. Feminitatea, masculinitatea sunt roluri. Ești feminină pentru că trăiești rolul femeii. Ești masculin pentru că trăiești rolul bărbatului. Din păcate, la noi nu mai știi care sunt femeile, care sunt bărbați. Pentru că nu-și asumă rolul. E o asumare de rol, o trăire de rol. Și atunci trebuie să întreb. Mă întreb, care e rolul de femeie? Și găsesc modalități de exprimare, de ținută, de gestică, de atitudine, de ton. Toate fac feminitatea. Adică îmi găsesc un model feminin. Modelul feminin, ca să zic așa, care se apropie mai spre ideale, era cam cum era Lady Diana. Cam ăla e. Mie nu știu în particular, că nu. Dar ce afișa? Cum poți deveni o persoană plăcută lui Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește pe toți. Dar eu am descoperit că unii sunt mai iubiți decât alții. Da? Unii sunt prea iubiți, alții mult iubiți, alții și mai iubiți. Și atunci am încercat să înțeleg care este diferența între prea iubit, mult iubit și extra iubit. Misiunile personale. Speciale. Ajutați-L pe Dumnezeu în misiunea Lui. Pam, pam. Ce înseamnă să-L ajuți pe Dumnezeu în misiunea Lui? Gândiți-vă ce vrea să facă Dumnezeu și încercați să fiți ajutor al Lui. Adică luptați lângă El. Munciți lângă El. Și pentru asta, puneți-vă în locul lui Dumnezeu, fiți Dumnezeu pentru o zi, pe bune. Deci să știți că mie mi s-a îngăduit la un moment dat să fac ce îmi trece mie prin cap. Numai tâmpenii am făcut. Doamne, și acum am aminte, era pe vremea aia prim-ministru Năstase. Dacă știți ce tâmpenii am făcut, de-alea de-au, deci se manifestau așa. Bun. Imaginați-vă că sunteți Dumnezeu și o să vedeți că e greu rolul de Dumnezeu.
nu puteți să-l luați și nu vă sfătuiesc că nici măcar nu merită și nu-l duceți. Și atunci, dar puteți să vă străduiți să-l ajutați în misiunea lui. De pentru asta trebuie să-l înțelegeți pe el. Ce vrea el de la noi? Nu de la mine, neapărat. De la fiecare din noi. Și în momentul respectiv o să știți să-l ajutați. Și o să găsiți care să-l ajutați. Cum îmi cresc lumina interioară? Oricum. Înțelepciunea își crește lumina interioară, împărtășania își crește lumina interioară, statul în vibrație mare îți crește lumina interioară, alimentația îți crește lumina interioară. Că una este să mănânc vegetal, alta este să mănânc cărniță sau carne procesată. Evident că aia de vibrație e mai joasă. Dar nici măcar aia, pentru că dacă ai carne binecuvântată și este schimbată ca vibrație, va avea altă energie decât dacă mănânci fasole verde nebinecuvântată. Ați înțeles? Deci, dacă faci lucrurile în Dumnezeu, ele pot să schimbe vibrații. Cum ne depășim fricile? Nu mai avem timp? Să mâncăm sau ce? Păi ne-ai dat și un sfert? Ah. Ce anume? Una. Cum ne depășim fricile? Asta mâine. Cum schimba credința și un tipar? Înțelepciunea îți schimbă tiparele. Pentru că în momentul în care te înțelepțești, îți dai seama că un tipar e ca e pilda din psihanaliză cu Pluta. Se spune că un om trebuia să treacă un râu. Și a seama că nu poate să treacă, că nu poate să nadă, și atunci a făcut o plută. Și a mers cu pluta până pe partea cealaltă. Bun, a mers cu pluta până pe partea cealaltă, după aceea s-a gândit el, bă, mi-a fost utilă pluta asta. Și o cară în spate. Alea sunt tiparele, schemele. Mi-a fost utilă la un moment dat, dar nu mai mi-e utilă acum. Scăpatul de tipare înseamnă, de fapt, scăpatul de plută. Să descoperi tiparul și să-l înlocuiesc cu altul nou. De tipare avem nevoie. La noi. Bine. Cam atâta. Vă mulțumesc să vă fie de folos. Doamne ajută!